Bună seara! Nu vă speriați că nu sunt eu actorul principal. Dragi buzoieni, dragi invitați, îmi face o deosebită onoare să fiu prezentator în seara asta pentru un om absolut extraordinar. Se numește Dan Puric, dar va intra pe urmă. Am început acum 3 ani o acțiune de recuperarea valorilor, de reabilitarea valorilor buzoiene. Pentru că sunt foarte mulți tineri aceia atunci când în 2016, în iunie, am venit la primărie. Am vrut să fac și eu, după modelul american, Starea Națiunii, fac un raport. Și unul din capitolele astea ale raportului a fost o chestie sociologică. Am făcut un sondaj, specialiștii au făcut un sondaj despre ce gândesc buzoienii, ce simt ei, ce vorrei să facă din acest oraș, care e nivelul lor. Și ultima întrebare de acolo a fost care sunt cele mai importante valori umane din toate timpurile ale Buzăului. Am făcut un top 10. S-a făcut un top 10. Și rezultatele au fost dezastruoase pentru mine. În sensul că după 6 luni la primărie eu eram trecut pe primul loc și viceprimarul Ionuț a fost după 4. Și am zis, bă, nu e în regulă treaba asta. Și atunci am început așa o adevărată goană după valorile buzoiene care nu mai sunt și care mai sunt. Și am început cu un calendar simplu acum 3 ani, care și astăzi se află fiecare sală de clasă din a toate școlile din municipiul Buzău. Alegem în fiecare an 12 valori care au fost și care sunt, astfel încât să ne promovăm mai bine Buzău. Astăzi am mai venit cu o noutate la propunerea unui tânăr care este în sală, Andrei Aldea, cred că se numește, zice că, doamne, nu mai fă statui, nu mai plantează copaci. Ăștia vii să planteze copaci, iar pentru aia morții să botezăm stejare din crâncă. Și cred că ne-a ieșit și chestia asta, am plantat azi primii 6 stejari, aceeași specie de stejar care o avem în crâng, stejarul peduncular de luncă, și vom începe și aici să ne salvăm una din marile valori naturale ale Buzăului, care se numește pădurea Crâncul. Suntem pe cale să o preluăm de la statul român. Am obținut în 2018 chiar o lege, legea 220 de retrocedare a Crâncului, pentru că știm sau aflăm că această pădure la 3 mai 1881 a fost dată primontoriu oficial, promulgată de regele Carol I, se dă pentru totdeauna Comunei Urbe Buzău, pentru preumblarea orășenilor și frumusețarea orașului, pădurea zisă Crâncu. Asta era motivarea din preambulul monitorului oficial din 3 mai 1881. Sper să reușim să fim la înălțimea lui, sper să fim la înălțimea valorilor noastre și Doamne ajută să continuăm ceea ce am început și pentru că sunteți foarte mulți tineri în această sală, prin acești oameni care îi prezentăm lună de lună, asta e luna lui Dan Puric, să ne cunoaștem și să recunoaștem adevăratele valori, adevăratele modele cu care trebuie să ne mândrim, dar în același timp să reprezinte și un imbold pentru noi de a-i depăși. Vă mulțumesc foarte mult. Îl invit pe domnul Dan Puric, este ziua lui mâine, să-i urăm la mulți ani, un om absolut extraordinar. Super. Această ocazie. Acum 61 de ani strigam și eu pe aici, într-o maternitate.
Vă dați seama? Da, ce interesant cum este viața. A fost un mare regizor austriac evreu, Max Reinhardt. Fiți atenți ce spunea când sunteți tineri. Artistul își ia rucsacul copilării în spate și pleacă la drum. Asta am făcut eu tot timpul. Sunt imagini care îți rămân din copilărie și te urmăresc toată viața. Un mare filozof francez spunea des images remanentes, imagini care rămân, dar care îți vin la un moment dat în niște contexte foarte diferite. Eram la New York, aveam un spectacol prin 96-97 și odată am văzut niște tipi cu cravată, costume impecabile, mergeau cu niște pungi de McDonald's, parcă erau niște pești din așa, așa. Și am zis, Dumnezeule, unde se duce bancul ăsta de stavrizi, așa? I-am văzut ordonați, i-am văzut mutilați în ordinea aia și dintr-o dată mi-a venit imaginea când stăteam la râu între bolovan și prindeam păstrăvi. Și eram desculț. Eram liber. Eram, respiram altceva. Era prima formă de civilizație mutilantă care venea către mine. Ei erau ceva foarte dresați. Se duceau. Acum îi văd, în București deja este o calamitate cu instrucția asta. Acum vreo 20 de ani, ambasadorul Marii Britanii m-a invitat să văd un film făcut de Al Pacino. Cred că îl puteți vedea pe YouTube. Richard III. Și Al Pacino a fost foarte inteligent. N-a făcut filmul cu Richard III la început. Mergea pe stradă cu microfonul și întreba pe americani. Ce părere aveți? Cine este Richard III? Și a zis, extremă dreapta la fotbal. Altul a zis că este senator. Altul îi spunea și zice, zic, gradul ăsta de incultură niciodată nu va ajunge în România. M-am înșelat. E mult mai mare. E mult mai mare. Și acum fiți atenți, să fiți că sunteți tineri și nu e o conferință. Chiar am și zis, vor să fie întrebări. E o întâlnire. Că altfel eu sunt, cum zice așa, ex-catedra, știu tot și nu astea nimic, ceea ce este fals. Atunci sunteți o generație tânără, veniți din spate pe micul afiș la schimbinirea tinerii generații și atunci este bine să ne poziționăm în această întâlnire. Eu vă mărturisesc ce am pe suflet și ce am constatat. Temperatura unei societăți poți să o iei din contingent, adică din ceea ce ți se întâmplă. Acum vreo 2 ani am chemat un taxi, domnul. Și a venit taximetristul, tuns așa în cap, avea un fel de creastă, zice că frizerul s-a uitat pe fereastră când l-a tuns. Blugii erau toți mâncați, pe semnă pentru o haită de câini. Și era într-o mișcare în asta, a zis, tăticu, unde te duc? Și el a făcut pătuită, un mic limbric. Și zic, du-l pe tăticu, pentru că asta era forma de democrație, că așa am învățat. Zic, du-l la, zic, la fostul palat regal la Muzeul de Arte. Hai mă, lași, că nu știu nimic. Și zic, dar era într-o mișcare, dumne, tot timpul. El era așa, in plug, cum zice englezul, în priză. Și zic, domne, hotelul Atene Palace sau Ateneul Român, unde se țin concerte, domne. Zice, hai bă, că nu știu, punem din adresă, o pun pe GPS, plutea cu degetelor așa. Zic, piața George Enescu și cu degetul lui în care se scrimulează în diferite orificii, a pus acolo. Am intrat de mașină și îmi fac Sfânta Cruce. Nu s-a uitat o secundă pe parbriz, s-a uitat pe GPS, iar așa, era să calce 6 pisici, am văzut o babă care se așa, că Nadia Comăneci, a sărit brusc, nu, aia pe 500 de mii de euro nu sărea așa, brusc, am văzut moarte, atunci am zis toate rugăciunile, zic, Doamne Dumnezeu, să ajungi sănătos, a frânat și a ajuns acolo, s-a dat jos și că 12 de tăticu, 12 de pe gardul fostului Palat Regal, încă mai erau coroanele care rămăseseră de la funerare majestății sale regele Mihai. Zice, să moară mama, a murit unul pe aici. Și eu zic, dumne, regele, majestatea sa, dar ce nu-i mă urege, mă? Și a plecat. Era tipul de cretin care nu numai că nu știa, era vesel, domnule. Să vă uitați din seara la televizor, vedeți mai ales să nu domnilor politici, nu numai că sunt imbecili, sunt vesel că nu știu, domnule. În România o să intre acum în cadrul NATO și UE și uite, ce este... Pleasă. E din zona de ignoranță. O diferență. El ca suflet s-ar putea să aibă un suflet bun. Dar acolo era ignoranța și era și veselia imbecilului. Și zice așa, cam eforturile care fac cu miliarde de dolari de 30 de ani încoace este ca tineretul în România să ajungă la nivelul ăsta în procent de 99%. S-a ajuns enorm de mult în procentul de ignoranță și de bucurie.
Lua ăla, dacă îi luai GPS-ul, nu știa unde e. Ăla e genul care și nevastă o găsește cu GPS-ul. Left, right, straight away. Și o găsește pe aia bucătă. Dacă el, el nu știe așa. Nu știe, el e făcut pe GPS. Și o să zici așa, domne, satanizezi o generație întreagă după unul care săracul așa era, numai pe, cu degețelul pe aia pe tabletă. Dacă vă mai aduceți aminte, în perioada când au fost funerale naționale, a fost un puș de liceu care s-a dus în fața catafalcului majestății sale, a îngenunchiat și a pus ghiozdănelul și a cutremurat tot țara întreagă. El așa a făcut, a simțit, a pus și l-au întrebat, dar ce știi tu despre religie? Că nu știam nimic. Dar cum ai aflat? De pe internet. De unde rezultă că nu era digitală de vină. Ci imbecilul digital. Da, aici facem o diferență specifică. Importantă pentru noastră care este stine. El când a aflat ce capital sufletesc a avut de regele, a vibrat. Și uitați, s-a făcut așa. Ăla e poporul român. Celălalt e populația română. Populația nu are conștiință cu el. Populația vărește. În toate popoare există, se manipulează populația. Poporul are conștiință. Poporul vibrează. Eu v-am adus niște cărți. Și ultima carte, Lupta, bătălia de la Jiu. Pe cine mai interesează bătălia de la Jiu? Și o carte excepțională scrisă de o tânără autoare, ca să vedeți din rândul vostru. Merge înainte, n-ai zis, stai pe loc. Și v-am și alte cărți. Bătălia de la Jiu. Astă vară eram prin Parâng. Zonă superbă, tot așa, zonă sălbatică și zona Buzăului. Asta este, zona Buzăului, am făcut vreo 40 de țări ale lumii. Este una dintre cele mai frumoase, sălbatice și misterioase zone din lume pe care am găsit. Adă la coboram și vedeam pasul Vâlcan. Și știam, dom'le, te lovea istoria. Cum te lovește pe Valea Buzăului sau Vasilului, istoria. Acolo, pe pasul Vâlcan, pe crestele munților, înainte să le legiune romană. Conduse de Traian. Ei schimbase strategia pentru că dacii terminau. Nu uitați că Dacia era cât Oltenia pe lângă Imperiul Roman și a fost singura, cum să zic, care i-au pus la tribut pe romani. Ce demnitate și ce forță au avut. Am fost la Roma acum o lună jumate, toți pe columnă, dacii au fruntea înaltă, erau aristocrații. Gândire, știți, ca la Eminescu. Antropologic! Era de nevins. Și ei au luat-o pe crest. Și m-am gândit, stăteam așa ca un fior, zic, Dumnezeule, ce lupte au fost. Știți, când a căzut Sarmisegetuza, a fost cea mai mare tragedie a grecii antice. Decebal s-a sinucis, toți generalii s-au sinucis. Ca să nu cunoască înfrângere. Simion Mehedin Soveja zice, cea mai mare tragedie a antichității a fost căderea Sarmisegetuza, o civilizație care, pe urmă, totuși a supraviețuit și a învins. Dar, ce vreau să vă spun? Eu mă gândeam, coboram cu cățelușa mea, cu Dulci. Eu sunt singurul puric cu câine din lume, uitați să vă spun. E mult mai inteligentă decât tot guvernul. Stați liniștită, e ceva... miroase perfect. Păi, stați, vă zic imediat. În parc, când m-am dus, era unul pe un ecran mare, pe o din asta, și vă zic, pe un afiș mare de tot, unul care vrea să fie senator. Zicea, aveți încredere în mine. Mă, ne avea încă pe un afiș. Mâna asta se vedea, ailaltă cred că era pe fonduri europene. Domnul, diferența între mine și câine a fost uriașă. Știți care? Eu m-am uitat la afiș, cățelușa mea. S-a uitat la un fir de iară. La ce mă uitam eu pe malul Buzăului? Apa. Natura. Misterul. Nu trebuie să se uita la... nu și pierdea vreme. Și acum mă uitam în valea aia și zic, Dumnezeule, ce luptă au fost. Pe urmă, pe valea aceea, i-a plezit calul sub picioarele lui Mihai Viteazu, armăsarul, care era puternic, voinic, era așa de un fel de Bucifal al lui Alexandru Macedon. Și toți au zis, este semn rău. Mihai Viteazu a luat-o pe jos, să se ducă în apus ca să-l trădeze încă o dată marile puteri, ne trădează în continuare. Și avea lângă el o suită de vreo 600 de soldați și ziceam, ce-o fi fost stăpânima voivodului? În valea aceea a fost cea mai cutremurătoare luptă. De pe Valea Jiu. Când frontul austro-ungar aveau 300 de mitraliere și noi aveam 3.
600 de avioane, noi aveam 20 de avioane, care 15 erau la sol, erau defecte. Un avion, am avut un balon de observare și n-am mers binocul. Dar în schimb îi aveam pe aia cu nojiți, țărani. De ce v-am adus bătăria de la Jiu? Ce mai citești, interesează-vă ăștia. Acolo a fost generalul Dragalina, care a venit pe front direct. O să-i vedeți figura. Pe copertă. Privirea. Știți cum se uita, cum se uită din carte? Cam cum trebuie să vă uitați voi la lumea asta infectă, care vine peste noi. Nu era teamă. Vedeți privirea aceasta? Pe tot zidul acesta care l-a făcut domnul primar, care este unic în România și cred că în Europa, luați-i de la dorobanți, cum a plimbat într-o noapte. Să vedeți cum se uită. Niciunul nu face nicio concesie aparatului de fotografie. Ei se uită în eternitate. Să vedeți pe aia din primul război mondial, să vedeți delegația de străini care se pozează și se vedeți pe români. Nu se pozează niciun. Așa că Dragalina privire. Mergea pe pe linia întâi a frontului, trăgeau cartușele și zice, bă băieți, bă, nu toate cartușele omoară. Avea puterea dacică. Avea o forță extraordinară. Și o să vedeți acolo niște documente cutremurătoare. Și o să vedeți acolo o atitudine care dacă o veți folosi astăzi, veți salva România. Care se numește atitudinea liberei inițiative. S-a dus pe front, ei fugeau săracii pentru că erau excedați de tehnologia chirurgică, de numărul mare, și ei aveau nojițe și puști la 1877 și se rătrăgeau săracii îngrozit și ăsta s-a dus pe front și a zis, de ce fugiți, bă? Să ne violeze femeile, să ne distrugă bisericile. De ce fugiți? Vorbindu-le, ei au luat un capital de putere. Ceea ce trebuie să spun dumneavoastră astăzi, de-aia v-am dus cartea. De-aia v-am dus și cartea Merge Înainte, care este scrisă de o scriitoare de vârsta voastră și de-aia v-am dus și celălalt, să fiu român, ce-am avut pe aici. Mă gândeam la ordinul care l-a dat pe zi, când l-a pus majestatea sa, regele Ferdinand, a devenit în 24 de ore comandantul armetă 1 și a dat ordinul. Vordon, de la general la soldat. Să apărați cu prețul vieții, ogorul, vatra strămoșească și fiți atenți aici, o imponderare. Cinstea numelui de român. Trupa care nu poate să înainteze să moară pe loc și a murit pe loc. Dar n-au uitat înapoi. Atunci s-a răsturnat frontul. Există niște, în documentul, o să citiți, eu am făcut prefața, este postfața făcută și mai este scris și starețul, sunt ultimele lui scrisori înainte să moară. În 20 de ore a răsturnat frontul, pentru că pără prin trădare a fost în pușcare. A făcut septicemie și am. În 20 de ore a refăcut frontul. Dar prin, dacă veți citi, în diagonală, că sunt documente militare, o să vă întâlniți cu niște lucruri inimaginabile. De exemplu, la un moment dat, pe teren, zice, plutonul cu tare, regimentul cu tare. Se zice, a venit un colonel în inspecție pe front și a auzit așa. Și a auzit, zice, sunt mașini aici băgate. Nu, domnule. Era un regiment, nu știu, 2000 de oameni care dormeau. Erau așa. Căzuți la pământ, dormeau. Făcuseră 100 de kilometri, cu o pauză de 2 ore, prin ploaie și teren, și căzuseră la pământ, dar ea dormeau. Își făceau preludiu la somnul de veci. A doua zi, la 5 dimineața, au atacat și au dat frontul peste cap. Marea majoritate au murit. 100 de kilometri au mers săraci. Veți găsi o atitudine a românului cu inițiativă extraordinară. Pentru că Dragalina le-a vorbit de forța românului în asemenea, de curajul lui. Și unul, de exemplu, atac la el în sat, în bătător, în fața casei, armata austro-ungară a montat baterii. Și a zis, cum bă, la mine bătătură? Bă, la mine bătătură să facem așa ceva. A luat 6 inși seara, i-a distrus, a confiscat toate turnurile, deci o forță, vă dați seama, unul la 20 de inși. Le-a dat o inițiativă, exact ca și cum acum cineva, tinereții dumneavoastră, inteligenții dumneavoastră, le-ar da inițiativă să facă ordine în țară. Câtă sensibilitate și câtă forță, de asta v-am uscat. Acum, eu veneam, de ce v-am spus lucrul ăsta? Veneam la, pe parân, coboram cu cățelul și mă uitam și valea aia gemea de suferință. Dom'le, și dintr-o dată am simțit în spate că se usucă aerul. Că devine ceva anos. Și când m-am întors, dragii, erau vreo 20 de copilași ăștia
12, 13, 14 ani, coborau și la vale cu doamna învățătoare. Erau pe mobil. Un stol de stavrizi. Treceau pe lângă istorie. Nimeni nu a zis bună ziua. El săracul, doamna învățătoare, trebuie să zic, uite, trebuia să zică povesti încă o dată. Nu reclam chestia asta, bă, că este era digitală, nu-i săracul. Dar tu nu mai ai contact, tu nu mai vibrezi. Ăla s-ar putea săracul niciodată, el va intra în lumea virtuală. Nu vezi că ăștia screcăreați? Între lumea virtuală, pe aici trebuie să puneți întrebare și să găsim. Și lumea reală devine mai puternică aia pe ecran. Și ce conști să-i faci tu? Zice Marshall McLuhan, unul de mari profesori în materie de comunicare, toarnă tu niște apă acolo, dar să nu fie cu o treabă. Păi așa. Noi respirăm mediu. Iar mediu ne transformă. Dai cum la aia, ăla e mediu. Televizorul este mediu, nu înseamnă să-l arunci. Și el zice, dom'le, trebuie să știi să-l gestionezi. Deci, epoca unei comunicări totale. Aiurea. Nu confundați informația cu comuniunea. Nu confundați. Este epoca... Păi, ți-e frică să fii. Beau pahar. Comuniunea este numai față către față. Comunicarea este. Intri pe tastatură. Este apogeul singurătății în fața ecranului. Și atunci, aveți nevoie să ieșiți din lanțul ăsta și să-l dominați cu inteligență. Măi copii, cine a făcut principiul gândirii computeristice? Nicolae Dobrev. Cine? Wiener? E român. Da, dar știți cum se numea? Breja, nu știu dacă greșește. O, așa, da, scuze. La psihologie consonantist, 1938, cu 10 ani înainte la Norbert Wiener. De ce, domne, cei mai puternici computeriști? La NASA a doua limbă este română. Știți că e și bancul ăla, că hello, Kepkerau, și ești oameni făcut în Anglia, cu nu ții deloc. Ia gândiți-vă puțin, de la Bill Gates are vreo 200 de români în spate. Capacitatea asta de tip asociativ s-a luat, s-a furat și s-a pus acolo, s-a pus capital. Bun, mergem mai departe. Și atunci zic, când ne-am văzut pe ăștia, zic, am văzut cum trece pe lângă mine un popor cu ereditatea schimbată. Păi nu mai aveau muștini. Ei nu mai aveau bunici, străbunici, părinți. Li s-a terminat organ de vibrație. Un adevărat profesor le spunea, băi, vedeți ce s-a întâmplat acolo. Dacă aș cum ați merge acum pe Valea Siriului, la lac, unde au fost niște lupte năucitoare și unde i-am oprit pe germani. Amăriția de români. Bun. Realitatea popor-populație. Eu circul cu taximetru, că, na, la teatrul ăsta. Și acolo mă întâlnesc cu oameni. Mă întâlnesc cu idioți, dar mă întâlnesc și cu dimensiuni ale inteligenței nepoluate. Da? Și acum, domne, toți taximetriști sunt proști. Din contră, a, așa mai întâlnit unul. M-am urcat într-o mașină pe care scria... Se duce bateria, nu? Mă duc eu. Dar nu știți, la noi, la tehnologie, suntem... Am fost la Vaslui. Era, fac o mică pauză, genială asta, dar de fiecare dată mi se... Era pe... Așa, pe stativ microfonul. Și primarul era terminat. Deschis la... Și zicea... Bine, ați venit aici. La festivalul... Și, domne, Dumnezeu a făcut să pleci microfonul jos la festivalul de... Cu toții suntem foarte... De ca microfonul, domne, în România se întâmplă niște lucruri fascinante, fascinante. Oma, mă urc în Grigore Cobălcescu. Ăla, să vă uitați la mail. Să vă uitați la mail. Ăla a intrat înăuntru, am intrat înăuntru, fuma, mi-a zis, sper că nu te deranjeze, nu? Deci m-a luat tare, maneaua... O înjura pe aia să moară mama, pac, și-a semințe, aia 2, 3, 4, 5, deci mediul era asta, ăla era mediul de cultură. Eu am mers cu ăsta, că sunt obișnuit, că ăsta la un moment dat, zic, bă, nu știu ce, m-a apucat o criză intelectuală și ne-a zis, nene, mata știi cine este Cobălcescu?
Zic că e șeful de la noi, de la Ivo. Da, da. Zic, domne, Grigore Căpătescu. Și eu nebun. M-am apucat să-i fac lui ăla, domne, cultură. Zic, a fost profesor de paleontologie al Emil Racoviță, domne. I-a făcut și o insulă în arhipelagul Palmer. Ăla a zis, nu știu, domne, ăștia s-ar trebui să fie de Ivo. Toți ăștia. Deci eu mă trăgea în zona lui. După care mi-a plesnit un apoi și mi-a zis, bă, lasă prostii, lasă, bă. Tu mie să-mi spui ce facem cu steaua. Și n-am știut ce să răspund. Și mi-a zis, vezi, din cauza asta sunt de rămățat. E oameni ca tine. Deci el avea sistemul de referință. Dar pe invers. Dacă știa ce înseamnă cu steaua, era valabil. Acum, bă, ce spune, era film. Da, să zici, doamne, nu. E, am mai fost o dată cu alt taximetrist care a fost genial. Și el mi-a zis, conducea mașina, și mi-a zis, domnul Dănuț, vă mai văd la televizor, le spuneți la Mitocanie și atunci, bine, domnule, vă pun o întrebare, care este cea mai mare viteză de acum? Eu am rămas, cum zice francezul, puși vedul, cura căscat. Domnule, zic, viteza, da, domnule, viteza cea mai mare din lumea. Păi zic, viteza dezvoltării tehnologice. Nu, domnule, mă se lasă. Da, care? Viteza degradării umane. Fantastic! Viteza degradării umane! Uitați-vă la televizor. Omul nu mai cade într-un an. Nu în luni, în săptămâni, în zile. Am avut eu un profesor de filozofie, ce mai bun prieten al meu, o să carte care o dedic, Omul liber, la viitoarea întâlnire cu dumneavoastră, datorită domnului primar, vin cu maestru Gheorghe Zanfir, care mi-e prieten, și o să duc Omul liber. Și acum eu dedic lui. Îmi spunea și că, bă, Dane, în ultima vreme oamenii au devenit pentru mine obiecte contundente. Oamenii au devenit pentru mine obiecte contundente. Deci este un proces bun. Sigur că asta care mi-a zis este viteza degradării umane face parte din conștiința poporului. Un om inteligent, o minte nepolată, niște ziarul Dilema, grupul de dialog social sau alte academii din de genul acesta, și autonom, liber. Și și-a dat seama de o chestie la nivel mondial. Știți, în bancuri, nu în bășcării, bășcăria este mâna comunistului sau a globalismului, care n-a nimic sfânt. În bancurile, inteligența românească zice, a căzut e mine scuul la bac. Nu-i nimic, îl ia-n toamnă. Și atunci aveți dintr-o dată gradul de ignoranță. Știți ce zicea Constantin Noica de Eminescu? Suntem vinovați de două ori. Că nu-l cunoaștem de ajuns și nu-l facem cunoscut lumii. Iar eu am zis, a treia oară, nu ne lăsăm contaminați de el. Orice copil de aici care se lasă contaminat, lăsați-vă contaminați de valoarele Buzăului. Citiți biografia lui Vasile Voiculescu și sunteți, cum să spun, vă luminați. Este ceva fabulos. Intră în istoria martirologiei universale, cum acesta. Ai născut aici. Ai aur sub picioare și tu te duci în partea alta. Am văzut, nu ne lăsăm contaminați de fiorul inteligenței românești. Domne, este ca chestia, nu vrem să ne facem bine. Rămânem infini. Suntem popor public, zicea Søren Kierkegaard, unul din mari filozofi. Suntem ferească Dumnezeu de poporul public. Stăm și aplaudăm, vreți să ne facă ăștia, ne fac și țara, ne fac și destinul, ne spun și ce sex avem mai nou, ne fac și al treilea, al patrulea, al cincilea WC-ul. Bine învață, nu este spectator. A fost un părinte, Nicodim Mândiță, Dumnezeu să-l dinească, uriaș. Pe vremea comunismului, mi-a vrut cu Biblie, cu să le dea la... Și le-a zis într-un sat, bă, prin 1753, într-un sat în Franța, au trecut, duceau ăia într-un coșciug așa mic cu căruța moaștele unui sfânt și toată lumea venea să se roage, să pună mâna. La pod erau niște ologi, niște săraci, cu picioare rupte, cu ce mergeau ei pe acolo, fără mâini, fără ologi. Și le-a zis, băi, oameni, duceți-vă și puneți mâna acolo pe moaște, că poate vă faceți bine. Și zic, ce să facem? Păi să puneți mâna, poate vă faceți bine. Păi dacă ne facem bine noi, cum mai câștigăm? Deci ei vreau să câștige fără muncă, ca acum. Ei vreau să rămână oloși. Exact cum le zic acum, domne, ce facem? Ne ridicăm? Ne vindecăm sufletește să o rămânem oloși? Dumneavoastră sunt de tânăra generație și vă trec în viteză, nu fug. Îmi mai iau apă pentru că mi se usucă gura. Gura, dar nu sufletul. Tânăra generație. În 5 minute vă trec în istorie.
că nu ați nevoie de informații, nu de conferință, și ca să procesați și ca să vă vedeți pe poziția cum. Eu biologic mă duc. E normal, e firesc. Alții din generația mea la fel, cei mai mari la fel. Suntem pe linia aceasta. Dar nu mă duc înainte să vă spun. Pentru că și mie mi-au zis alții. Și atunci, vorba lui Shakespeare, soarta unei glume nu depinde de gura care o spune, ci de urechea care o ascultă. Mircea Bucănescu avea vârsta voastră, cea mai mare. A scris Tânăra Generație, o carte, o puteți găsi. Nu citește nimeni. În general nu se mai citește. Sau dacă se citește, se citesc toate prostiile posibile. Mircea Bucănescu, 1930 și ceva, prin... Știați că generațiile, zice așa, tânăra generație. Generația tânără, mă rog, cam o distanță de 30 de ani, între și apără generația tânără. Astăzi nu mai este așa, s-a scurtat timpul, cam de 6 ani, chiar 5 ani. Se schimbă, pentru că și viteza tehnologică uriașă. Și se schimbă, este un alt metabolism social. Se schimbă, s-a accelerat timpul din punct de vedere fizic, este demonstrat. Timpul, nu vedeți că circulă. E o schimbare. Tânăra generație nu e generația tânără. Generația tânără poate să fie biologică, socială. Eu și o generație care poate să dispară. Tânăra generație este cea care are o atitudine. Care creează ceva. Care are un ideal. Care impune ceva. Și eu zice, domnule, până la 1821 noi am avut un popor care a în virtualitate, nu virtual. În virtualitate, adică o latență. Că n-am putut din cauza împrejurărilor istorice criminale, care sunt și acum, n-ați cum stau imperiile. Am asemnă patate cu democrația, cu dreptul românii. Pirați, hoți, perverși. Și românul asta face. Zicea Nicolae Paulescu, minunea asta, care și lui ăsta i s-a apărat primul Nobel, minunea asta, toate vietățile au nevoie de un mediu ca să trăiască. Mai greu. Un? Asta are o oscilație. Nu e. Ți-am zis că încă nu e bateria care să mă îndure. După 400 de ani în amforă, dacă îi pui apă, germinează. Poporul român e popor greu. Eu și acum asta în amforă, că n-are cum să ies. E stribit. E o, cum să spun, o remarcă extraordinară. Mi-a sărit din cap ce vreau să vă spun. Spuneți-mi, pe ce era? Mircea Bucănescu, perfect. Zice, generațiile încep citându-l pe Iorga, fiți atenție, interesant, 1800 după 1821, după Tudor Vladimirescu. Generația premergătorilor, care au pus bazele, au avut inițiativa reformelor sociale pentru o Românie modernă. Deci, într-o Românie feudală. A trebuit să fie Tudor, omul ăsta. Știți când au trădat tăia cu pu și și-a zis, neam de slugi. Și-au rămas, nu poporul român. Nu, și acum sunt neam de slugi, conduc, distrug țara, o vând peste tot, neam de slugi. El s-a ridicat. După el, a zis, domnule, inutil, când zicea Brâncuș, nu există energie morală care să se ducă în zadar. S-a ridicat Tudor. L-au omorât, l-au tăiat, l-au băgat în fântână, criminal. Și după el s-a ridicat o generație care modificau niște structuri feudale groaznice cu o forță incredibilă. Vă dau un exemplu. În Muntenia a venit Gheorghe Lazar la 1938. De ce vă spun? Avea 38 de ani, m-a întâmplit. La 1800 și ceva, 1810 a venit. El avea 38 de ani. Era inginer, făcuse construcții și la Viena. Un om tânăr. Și-a venit în Muntenia. Ce credeți dumneavoastră că a făcut? L-a invitat un boier bălăcean, străbunicul lui Bălăcean Stolnici, care mai vizit la televizor, domnul Bălăcean Stolnici. Și l-a zis așa, te rog, dacă ai făcut măsoară și mie curte. A măsurat curtea și l-a stat dus la biserică și a dat acatist. Nu se poate, domnule, că mi-a măsurat-o și un german, este la fel ca lui. Că el știa că românul trebuie să fure. Era primul care era exact. Da, dar ăla era, cum zicea Inescu, rasa superioară de română.
Ion Dragalina. Zidul ăla care vedeți de la, cum să zic, cei de la Război de Independență până la Mareșeaua Dunescu. Ăla este rasa superioară de român. Restul de cei ministru sunt româncuri. Ei vedeți din sala la televizor, vă întâlniți pe stradă cu el, să mă armă, ce mai bă? Aici, bun. El se duce la Caragea, cam m-aș duce eu acum la Bruxelles, la Amețiția, și spune o chestie care pare, domne, de domeniul absurdului, ca și cum un băiat de 18 ani, zice, bă, vă rezolv eu confuzia asta europeană. Domne, vă rezolv, domne, pe principiul valorilor, a unor certitudini, a unor evidențe, a unor diferențe, ca și m-a făcut mama. Și ea s-a uitat la el ca un demen. Cum să vii tu, bă, de la Buzău sau de la Lopătar, cu 18 ani? Da, bă, dacă 18 ani, ăsta a venit. Și a zis, Caragea, o enormitate pentru vremea. A zis, vreau să fac învățământ superior în limba română. Păi, domnule, la cancelaria domnească se vorbea în grecește. Diplomația vorbea numai în franceză. În probleme de arhitectură și de construcții în germană. Și în alte probleme în italiană, asta era. Iorghe Astache Săracu a zis de limba română că e limba de sână. El a luat limba de sână și a pus-o pe altar. Ei au fost scandal și a zis, Dumnezeu, fac învățământ și l-a făcut. Pentru prima oară am citit, eu am făcut, na, teatru și istoria, dar la 1815, pentru prima oară, pe o sceluță a răsunat cuvântul românesc. Între spectatori a fost și Tudor Vladimirescu. El a fost început. După el s-a născut, cum zic, părintele literaturii române, Ion Eliade Rălescu. Altul, era ca voi. Jucau tragedii, jucau sufla ăla. Erau tineri, domnule. Dar a fost unul care a zis, vorbiți în românești. Zice, e primul curent autohton și împotriva influenței grecești. Grecii, când veneau în România, cel care i-a convințit definitiv a fost minunea de domnitor care spune Alexandru Ioan Cuza. A pus cu o demnitate om fulger în șapte ne-a rezolvat. Când veneau în România și vedeau, mă uite o frumusețe, zicea, ticalos. Și țăranul de la coasă zicea, iară vin ticălo și mă. Ce frumos. Ei erau produsul școlii ardelene, adică băieții care au început prin cultură să se ridice și să-și adulmece țara. Corespondentul lor în istorie este cei care au avut inițiativa. În Moldova erau cărbunarii, care au după carbonarii, Giuseppe Garibaldi, Risorgimento, aia făcuseră eliberarea unitatea Italiei și ăștia de Moldova a zis, bă, o facem și noi. Zice Xenopol istoricul, e prima întrupare a gândirii constituționale, prima manifestare politică a gândirii liberale. Iar Gheorghe zice, este primul act de regenerare a poporului. Tinerul. N-au izbutit. Am încercat. A fost primul seism. De asta se sună. Generația premergătorului. După ei vin pașoptiștii. Cogălnicea. Rosetti. Golescu. Boernași, plecați la Paris. Au luat ideile Revoluției franceze și au pus bazele României moderne. Lupte extraordinare. Eu când am zis la televizor la amețiții ăștia, bă, ce faceți, bă, de 9 mai, vă puneți ziua Europei, mă? Ce faceți, mă? Care Europa? Că mi-au dat comunismul. Pe 9 mai, eu știu că la 1877, tânărul Pocănicea a zis așa, ce suntem noi acum în războiul Imperiului Otoman? O națiune liberă de sine stătătoare și independentă. În loc să se regăzi ceea ce mi-a dat independență istorică, eu dau, mă rog, o porcărie acolo care nu are nicio legătură cu identitatea mea. Știi ce le-a răspuns ministrul de externe 95 al Japoniei, Bill Clinton? Interesele Japoniei sunt mai importante decât identitatea noastră occidentală. Așa că aveți grijă de interesele Japoniei. Dacă ne aveți noastră grijă, avem noi. Nu ne trebuie o hârtie că suntem occidentali, ci ne trebuie o prezență japoneză în lume. Scurt! Ai văzut cum am sărit? Arcul de cer, ca să aveți puțin o prezență de genul acesta. Credeți cumva, după primul, după al doilea război mondial, eu am fost în Corea de Nord, în Corea de Sud, am fost în China,
În Coreea de Sud, mamele și-au scos inelele, și-au scos brățările, și-au trimis copiii la studii în străinătate. În Occident, exact cum sunt acum. Liberă circulație, foarte. Ăia s-au întors, e o carte teribilă, la Huntington, Pionierea Civilizației, și spune așa. S-au modernizat, dar nu s-au occidentalizat. Au învățat și s-au întors și a zis, pe reperele noastre. Chinești, pe reperele noastre, pe confucianism. Toți ai noștri, când s-au dus, au făcut exact același lucru. După pașoptiști, care pașoptiștii au mers până și-au atins idealul, război de independență și apoi declararea regatului, generația și-a stins, puterea și-a vrut alte generații. Juniniști, aristocrați, reacționari. Cuvântul reacționar, numai la noi, are conotații negative, datorită comunismului. În Anglia te iubesc. Datorită Africa au fost reacționari, au scăpat cu Brexit. Adică au reacționat. Istoria nu se face cum vorim. Istoria se face cum îi răspuns tu. Dumneavoastră, acești copii tineri în sală, puteți să fiți viitori cetățeni anonimi. Acestei țări, oameni din nicăieri, sau puteți fi bucățele de destin ale destinului românesc. Și atunci când fiecare dintre voi poartă o bucățică de destin, destin cu destin se unește și face destinul României. A fost un mare sociolog, Ion Ionică, uriaș, și nici de asta nu se vorbește, a spus așa, țara Hațegului, cu țara Vrancii, cu țara Lăpușului, se adună și fac țara românească. Măi, regiunile nu se adună, mă, ăștia vor să ne regionalizeze. Ce ești? Știu. Bă, cine ești? E cam bancul ăla, ce că aveți video la baie. Așa. Mă, când tu ești o țară, în inima ta este o țară. Ce vedeți aici, oamenii ăștia și ea din trecut și-a putut un primar? Sunt țări mici, care adunate fac țări. Voi sunteți bucățele de destin, spuneți-mi și mie cine trebuie. Puteți fi absolvenți de liceu, puteți fi absolvenți de facultate și nu-i ca nimeni. Și puteți fi o conștiință. E, aia e problema. Și la junimea erau reacționari. Pepe Car, o minte fabuloasă, negruții, partea altă din burghezie și din țărani. Hito Maiorescu, Eminescu. Poporul acesta, ori să fie românesc, ori nu merită să fie deloc. Am scris-o pe cartea care am ajuns să fie român. Creangă. Și ce a zis Mircea Burcănescu despre Creangă și Eminescu? Om românesc. Un pilon țărănimea genial. Creangă tradus în străinătate uriaș. Eminescu este intraductibil, pentru că noi avem limba pe vertical, iar cu limba română. Pe vertical. Deci cele două culi. Și mai zice Burcănescu, câte încă alte culi, care creează om românesc. Ați auzit? Omul românesc trebuie să-l puneți în fața omului de nicăieri, de acum. Este omul maghiar, omul rusesc, este o fiecare, are un instinct etnic. Iar cu instinctul etnic nu te joci. Sigur că este o epocă care, pe comunicări, pe astea, lucrurile, cum să zic, vor fi mult mai rapide. Nu se vor apăra. Nu putem să avem toți aceeași grupă sanguină dacă ne țin ăștia în transfuzii. Pe toți, tot poporul. Nu se poate. Vin junimiștii care sunt aristocrați și asociați în sus. Ridică cu două octave cultura română. După care, la 1907, se zgâlție țara. Țăranul român, obidit și forțat de o cultă, creează răscoală și toți în teritorii fac așa. Bă, dar avem țărani. Dintr-o dată se descoperă zona aceasta rurală a unei vieți extraordinare. Și încep două curente nemaipomenite care să aibă grijă de, cum să zic, valuta forta neamului, țărănimii. Este semănătorismul și poporanismul. Eu vi le spun nu ca să vă îngreunesc capul, ci ca să vă spun că oamenii s-au izbit la vremurile respective așa cum voi vă izbiți acum de alte lucruri pe care le-am născut. Și la asemănătorism, Nicolae Iorga și Ace Cuza, uriașe personalitate, dincolo Constantin Stele, unii naționaliști, alții socialiști. Bă, dar toți erau cu ochii la o mare unire, ăștia puneau premizele
Marii ăștia asemănătoriști se dau cu ochii pe Ardeal, ăia se dau cu ochii pe Basarabia. Fiți atenți! Premize! Premize pentru ceva! Când în 1991 Grigore Fierul, Dumnezeu să ordinească mare poet al României, numai Basarabia, a zis: fraților, hai să ne unim! Și imbecilul de aici a zis: păi facem un parteneriat. Imbecilul i-a răspuns în termeni europeni. De business. Bă, parteneriatul se face. Da? La teștia. Aia era vorba, hai să ne unim. Imbecilul ăsta, dacă era clonat, cum sunt ăștia clonați. E numai un organ, în ceea ce eu te văd, trebuie să ai organ. Să vibrezi. Altfel ești idiotul total. Zombi. Nu poți să fii ecranat tot timpul. Alți, cauți informații. Apropo, sunt foarte multe informații false. Nu uitați chestia asta, că trebuie să o îndrome, dacă ăștia au declarat fake news. Păi, gălinării ordinare, insultele de pe internet, calumniile fără rezultate, vă vor face praf. Dacă nu știți să le băgați o frână în gât la golanii ăștia, dar tot tehnologii. Tot trebuie să o faceți, cum să zic, cu armele lor. De aici trebuie să puneți inteligența și să vă știți, cum zicea Ionelice Brădeanu, rolul și rostul vostru în lume. Măi, ați auzit? Rolul și rostul vostru în lume. Nu să vin facă toți găinare ăștia. Doi, zice, generația, zice, socială. Așa vă de țărani. După care au pus premizele, cine credea atunci, la 1907, că România se va uni? Când aia erau sub ciubotă, ați văzut că în partea noastră, ciubotă rusească. Păi să s-au devină. Exact cum eu mă gândesc, că am avut în Basarabia și zic, Basarabia va face parte din România. Nu din Europa. Din România, vorba discută. Dom'le, când îți arde casa, tu salvezi soția și copilul, nu vecina. Dacă salvezi vecina, să crești în relație specială cu vecina. Și să aia, că să înțeleg că ce să fiu fidel soției mele, dar nu ce să fiu fidel soției tale. Nici nu vede probleme. Deci, am ajuns până la bine, mă rog, băieți în stat. Începe războiul, domnule. 2 ani de neutralitate, cu tremurătoare, a spus Octavian Goga, disperat. Rugați-vă, la noi, la Legățenstrida. Ori veniți acum și luptați, ori dacă nu rugați ca munții Carabați să fie atât de înalți, încât să nu vă ajungă blestemele noastre. Îi așteptau cu inima la trecători. Bun. E generația de cer de foc, generația unii, generația sacrificat. După ce se face această România mare care a ieșit din barbun marilor putere, care se jucați acum, frigul putere, moara mama, albaneană, comunitatea pe banana, ruși, americană, se moara mama, de ele, știți ce a zis, ce o stai la Iarata, pe problema României, haide de noi, nu ne privim pe nimic. Moara mama, frigul 5. Fiți atenți și ziceți și asta nu vă spun să aveți resentimente. Sunteți prea inteligenți și veniți dintr-o natură creștină care, eu v-am spus, cum s-a ajuns la Balabuci, că m-am avut geni. Și ies imediat după generație, după război, generația de foc. Și îi dă pe cei care au murit pe front, pe Hazas, pe Tibale, capitanul minat și supraviețuitor. Supraviețuitor, n-ai Ionescu. Cea mai mare limită românească. În materie de filozofie, Laga, la fel în Ardeal, Uriaș, Octavian Goga, Tudor Vian, Camil Petrescu. Lista este fabuloasă. Și zice, domnule, în perioada asta, după primul război mondial, fiți atenți, au fost două tendințe. Pașoptiști erau din influență franceză. Juniniști erau din influență germană. Am avut influențe, normal, dar le-am topit. Rețineți lucrul acesta. Le-am topit. O forță, nu poți să zici că Eminescu, cum să zic, e influențat de budism. A luat budismul și l-a topit. A luat pe șoamă, a luat topit și este Eminescu, nu este second hand to. Nu a fost să el nu este reprezentant unui curent. El e mucizim. El a topit. El nu e cubis, nu este constructivist, nu este modernist, nu e grânfuși. Este o altă intraductivă. Fiți foarte atenți. Panfișii Carlu, care s-a născut aici în zonă, unul dintre cei mai mari ziariști pe care am avut. Dacă îi citiți, rapoartele de război sunt cu tremurătoare. Știți că am mers până în Mărășiș și am văzut ce hal e, era așa un sâlp cu o placă încuțită în Mărășiș, s-a dat jos și a zis, aici facem un moment.
și împreună cu Fundația Femeilor Ortodoxe în România s-a făcut mauzoleu. Dar s-a înfuriat. Pacificarul pe la Oșova, un obuz l-a aruncat așa 15 metri prin aer, a căzut, era sănătos și a zis, ridic mănăstirea. Și a ridicat mănăstirea. Oasele și s-a acolo. După ce a fost înezit, asta vă spun, tările, mă, de aici, mă! Citiți Paul Fischicaru, care a spus, l-au luat la sărani în guvernul în timpul războiului, i-au împușcat pe austro-ungarii și au murit cu mine. Și guvernul a dat orice sentență la racismul. Și se dea uniforme ca să le recicleze. Și au zis, lăsați-mă măcar și venele ca să fim îmbrăcați în fața lui Dumnezeu. Citiți să vedeți că nu iartă nimic pe Afișica. Merge la o inteligență extraordinară. Cel mai mare inteligență în problema rușilor. Eu știu Tachi Ionescu. Apropo de Tachi Ionescu. Deci vă dau tot felul de nume, care chiar dacă nu știți acum, să vă înșelați. Nici una n-aș la vremea noastră. Dar e importantă atitudine. Tachi Ionescu a fost ministru de externe la Partidul Conservator. Dintr-o familie de negustori, așa ce, la 8 ani a scris o compunere. România, anilor 3000. Păi ce înseamnă asta? El avea capacitatea să de vizionar. El nu s-a văzut în România anilor 1905. Anul 3000! Să zice Shakespeare, suntem făcuți din plămadă la visurile noastre. Ăștia acum sunt făcuți din plămadă la intereselor. Ăla, copilul ăla adoptat de ajuns. Una dintre minții cele mai tari ale poliției românești. Ăla avea capacitate. Vedeți voi, Buzău în anul 5000. Vine idiotul așa și se trebuie să face așa, nu, domnul. Și cum domnul Toma a fost la treabă trecut, păi nu puteți, mă, pe ce merg? Sunt generații spontane. În spatele meu este mai așa de nărădăsul. În spatele este brac. În spatele brac este notara. Zicea Newton, am cărcat pe umele lui Ieș, Ptolomeu, Copernic. Cărcați pe ume! Nu ne-am! Cine ești? Ce acum am ieșit, am absolvit. Păi dar ai trecut, ai rădăcit. Generația de foc. Fiți atenți. Cei mai abici pentru Unire au fost tineri, după care după Unire au fost decepționați. Spune Mircea Brunescu, am avut 3 ani de ridicare spirituală care ne-a întrebat cine suntem noi. Avem o România mare pe care trebuie să o gestionăm. După care a fost scăderea, pentru că politicienii s-au încurcat și nu trebuie să gestioneze România mare. Am avut să distrugă, e altceva. Am avut să o descrie, e altceva. Ne-am distrugi, dar acolo vreau tineretul domnului. Da, ăia decepționații erau așa. Mircea Eliade, Petre Țuțea, Mircea Brunescu, Mihai Polifroniade, Dan Bota, v-am dat numai câțiva. Elita. Elita, Emicioran. Emicioran nu știa decât mersi că l-au zanărat. Și în câțiva ani a ajuns cel mai mare scriitor și scriitor al Franței. Este german. La Mircea Eliade, eu am fost în casă, în 1996, în Chicago, vă spun că e important pentru sus de dos. Luați un premiu al Statelor Unite și am pus o floare la mormânt. Credeți-mă, domnule, că asta vă spun, facem aparat de cunoștință. Nu știam, domnule, că iar de amână la Chicago. Mi-a zis un băiat, dintr-o mai face domnul, dar nu știți, vă spun, da, acolo știa că amână la mea. Da, la Chicago, pentru că a fost acolo profesor. El a făcut pentru prima oară ca știință la nivel mondial, istoria aia de nici nu există acum. M-am dat la mormânt, am aflat așa cum am putut și eu acolo, băi de cap, de mă izolat la mama mea, și am pus soarea, acolo la ei, mormintele nu sunt ca la nimic lucruri, ridicate cu ele. Sunt așa și simt eu că totul m-am simt că sunt cam pe el. Domnule, ceva m-a văzut și m-a spus, Doamne, există în Elia, dar soția. Și am primit telefon, eram la hotel Doral, mă ținut așa mama, pe și mi-a venit mie. Și a sunat pe cineva din emigrația românească că mă invit. Eu când am auzit că mă invită doamna Elia, de-a mă nebunit. Mircea Elia de muzică prin 97. Eram în 96. Am luat buchete de flori, am învățat o țiplă. Și m-am dus și eu credeam că în drum spre cel care a răsurnat și a făcut o nouă știință la nivel mondial, zic că sunt un vioi imens,
Ale lei? Nu, domnule, eu eram în campus universitar. Și când am intrat acolo, era un hol mic, mic de ieșit acolo, un living atât de mic, carpete românești, vechi de 50 de ani, o canapea roasă așa, într-un colț, candelă, icoană, poza miniceriale și aici cea mai mare premiu care le-a dat cineva în viață, fotografia mea stelocopiată la Chicago, pusese de noi aliate, la candelă. Întâlnirea a fost remarcabilă. Întâlnirea a fost între România eternă și România stupidă. Eu sunt România stupidă. Am venit o femeie de serviciu și a zis așteptați-o puțin că mama mea a avut o fractură, bine mea. Și după 10 minute a venit în cadru și cu un cadru în care merge așa. O doamnă asta, la vreo 80 de ani, tulburător de frumoasă, care m-a privit. Și m-a zăpăcit și am intrat pe CD, automat. Și mi-am recapitulat toată imbecilitatea de educație comunistă. Doamne, i-a dat de mulțumesc din suflet, mi-ați acordat ocazia să vizitez muzeul Mircea Eliade, care îmi plinesc o oportunitate unică de neuitat în toată această vieție. Acum, eu am început să sunt pionierul, deci și sub numărul de partid, să vorbesc de toți grama. Femeia se uita la mine, oi, de ce eu îl divoresc? Alamaș. Și după ce am terminat CD-ul, și am mai făcut un CD-ul singură dată, am auzit așa. Vorbiți din mama mai tare, că mama e surdă! Domnule, și în clipa aceea, picioarele de mese au asculat la Domnule. M-a pus pe canapea și am văzut contactul. Ea, moldovenea de la Lavasului, o soră de ei a fost căsătorită cu Ionel Berea, unul dintre cei mai mari dirijori ai lumii. Apropo de întrebări, vă pun acum că o să întrebați, să nu vă fie frică, Sergiu Cimitache, că s-a numai ta, care a fost de la distanță, a fost în Germania, a zis, care este cel mai mare dijor? Al nostru. Care a luat civilitate? Pe care aia? Nu, e ca votin. La civilitate am învățat. Magia muzici. Am văzut la Berlin. Zicea, Germania a spus, e mai major. Cine ți-a zis ție menologicea asta? Știți că ți-a zis, e mai major. Cine ți-a spus? Aici sunt un val care se zice de strângi. Făcea din orchestră, val. Civilitatea care a tânără ca voi s-a dus la Berlin și a asistat la un concert al Ionel Berea. Și s-a dus la sfârșit toți așa studenți au venit. Și ce credeți, mă, că ai zis civilitatea lui Ionel Berea? Maestere, ați greșit acolo. Și Ionel Berea a zis, mă, tu ori ești o rază de congenia. Că ea chiar găsise, dar ăla am găsit să-i spune. Dar uitați și umor, ci discuțiile. Bun, am venit cu noi aia și discuția a fost așa. Dragă! Mircea l-au chemat ce-au știut să vină și n-a vrut să vină pentru că ar fi să-i stremat colegii din mușcărie. Cu covorul roșu și acum a făcut graf. L-au făcut în tot felul de strămătreacă, l-au făcut și m-am înfuriat și zis, Doamne, fiți atent, ați dumneavoastră știți cine a fost Mircea Eliade? Eu să zic că aveam 40 de ani de căsnicie. Și am zis, dumneavoastră, Mircea Eliade a primit un motel. Este fascinant omul ăsta care a zis să-ți iubești România în ciuda evidențelor. Stai și spun. I-am zis de literatură, de mai trei, i-am zis de istoria religiei. Domnul și m-a dat trecut. Și mi-a dat cel mai super răspuns de mamă și de femeie. I-a zis femeie. Mario! Mario, plăcini pe ăsta că te știi și frumos ca Mircea, că m-am cunoscut. Generația tânără. Tânără generație. Aici s-a oprit cartea lui Mircea Vădrescu. Mircea Vădrescu, un cel mai mare martir, astăzi, datorită președintelui României, 60% din Parlamentul României, e considerat criminal de război. În Polonia, e dat public. Sau în Ungaria. Marele martir, aici s-a oprit. El nașul a zis așa, pregătiți-vă de jertfă. Vă mă o să zic ce a zis de mine tinerilor. Unii puțin de tot au scăpat, restul sunt puși în urmă. Cele mai odioase atrocități care s-au întâmplat în România. Nici la stan. Mică,
cele mai audioase. Nu știu ce e. Și am numit-o generația crucifică. Până în 64, când s-a dat decretul. Și marii noștri martiri au ieșit distruși, fizic, psihic, în marea pușterie civilă în care ceilalți se rădau de ei nu vorbeau. Nu puteți să duci cine ești. Atunci se referească de Dumnezeu, izolarea rusă. Și până la comunism puteți să scoate de generație. Sigur că au fost în perioada comunistă oameni valoroși. Nu se pot compara, pentru că era presiunea prea mare. Și am zis, generația compromis. Și din 1990 până în 2020, eu vorbesc de generația degenerată de români, a mai singurătăți pe acest om. Asta nu înseamnă că obiecția mea, fiind dureroasă, nu are revenința de facil. Se dorește terminarea acestei vitalități interioare. Înnebunirea tineretului, confuzarea lor din istoria alternativă, prin șterderea memoriei, prin tot ce vreți dumneavoastră. Dacă asta s-a întâmplat la nivel național, dacă în manualele de istorie învățau de Petre Țuța, de Constantin Noica și de o prezentatoare la Pro TV sau în Handicap Azias, incoerent în asta. Nu. Și atunci ce să fac? Mă gândeam tânărul nostru de astăzi, cât de mult pot să-l condamn? Problema asta la noi. Problema asta, în clipa în care mărturisești aici ceva, de asta zic că vreau să fac o școală din Lille aici la Buzău și cu ajutorul unui primar, te dau Dumnezeu să-mi dată pe patru zile. Băi, fraților, trebuie să vă prindeți pe repoziționare. După România Mare, Mircea Voronescu zicea așa, menirea tinerii generații să ia tot capitalul de cultură universală și autohtonă. Capitalul? Dar ce capital am fost să lii dacă nu știu că ești degenerat? Ți se roate de regresul de aici. Una este tableta, care este așa, m-am uitat, de exemplu, când îmi fac aceste materiale, le citesc, dacă nu aș avea carte, aș fi în erori total. Pentru că acolo se amestecă minciună cu adevăr. Minciună cu adevăr. Plus că este flux simultan de... Uitați-vă seara la televizor. Vă vedeți pe chioara aia care a prezentat cu... În trafic, că vorbește ca la BBC. Bandă sus, bandă jos, încă temperatura avalanșă și... Ați văzut că mai avem marotipuri, avem COVID. Ce COVID ai mărat? Dacă să scrieți, are efecte, se dorește oameni de nimic. Știți că japonezii au spus acum 10 ani în redacțiuni de bătării, de aici mici. Cu cameră mică, care e de demenție, de mult total. Video și la merge așa. Îl țin în bătării. Și face stimulul de și filmează, mă. Și tot face din bătării. Asta se dorește acum să facă cu tineretul. Că cu noi n-au cum să ne vaccinați. Mai zic că zic, n-au, nu se mai duce și voi. După jigoi, ești cu piciorul ăsta, dar mai mai faci. Nu e așa, sunt. Ce faci? Vedeți, dar scăpa de ea. Voi, ce coronavirus, coronavirusul ăsta, e o copilărie. Răbagă el acolo. Și atunci, v-am făcut o trecere de vista acestor generații. Ca să aveți reperele istorice și sufletești de care dumneavoastră să vă agățați. De care dumneavoastră să mergeți, pentru că curând, foarte curând, generația asta mea o să dispară. O să dispară și fizic, o să dispară și fizic, poate asasina virtual. Dacă eu aș avea la toate judecătorii și calomenii care sunt în jurul meu și le-aș putea regla, aș fi peste cel mai mare miliardar în lume. Se strâng bani. Dacă acum nu este nicio justiție și se lasă la liber ca să se demacine, atunci lucrurile este un alt front de luptă. Și atunci am zis să-mi dați biletele și eu să răspund cât pot. O știți pe aia cu Petrețuțea? Genială. Crescuși și tot de Mare Ionescu. Am tot capăt de la BBC. Dacă sunt tot timpul, așa, și în șoc. Și acum ce trebuie să spunem? Este într-o toaletă. Faceți tine ce ce? Dumneavoastră era și pusă, că am zis că e legionar, că este fascist, și se vedea cum ea că urmărește pe urmărinul. Dar nu știa că vedea de poporul român. Dumneavoastră era domnul Petrețuțean.
Știți să răspundeți la toate întrebările? Și Socrate simula. Chiar la parte? Dar nu ți-am dat niciodată să nu știți să răspundeți. Fii am mâncat pe moșu. Păi și atunci ce faceți? Care? Rămân pe regres. Voi ne-ați observat că un nume eu, credințul de serviciu, le știți pe păpat? L-am întrebat pe la televizor, unde pe zic, de unde iau pe ăștia, spații, gură, ce zic? Eu cred că nu am de nici factori. Și apropiile el, ca el să spune. Creează-i, bă, câmpul, că el are toate săracul. Și să vă faci dumneavoastră în rolul ăla ca să fac două ore de televizor, când vreau să aveți miliarde de informații? Da. Ce poncezi să faci? Eu am două ore de televizor și nu știu câți, cum să zic, câte cenzuri în jurul meu care ar trebui să lupt. Să se dau la o parte. Dumneavoastră aveți mini de ispit? Poporul român a avut ispit cultura aia, ispita tracică. V-ați spus pe urmă, zice Mircea Procăciu. Ispita greco-latină, Blaju, Șoaradean. Ispita greco-bizantină, Nicolae Iorga. Ispita franceză, ispita germană, ispita turc, ispita poloneză. Și puteam să ieși mai ispite. În felul cum le-a gestionat poporul român, a ieșit poporul român. Limba, zicea Constantin de Sumotru, slavon, grecească, chirilică, franceză, zicea Alexandru Fulbisiun, că acum nu spun că mă duc în minte, mai bine spune ce se rădă. E ok tot timpul, ok, e un arat. Bun, ai intrat în timpul, de sponsor am auzit în 90 ani, că sunt în Păianjă. Forageu, mă stăți în Forageu, dar la Păianjă, am ceva, sponsor, că o fi ceva. Sunt cuvinte de noi. Și zice Constantin de Sumotru, limba română, virilitatea, e ce dată, ea primește, prezent. Dar la un moment dat este ca în legenda aia budistă, când un elefant, un numere reprezentat de un elefant, care are în spatele de tine. Și un moment dat face așa, se scutură și cade tot. Asta e din doamnă, se scutură. Spiritul românesc, în virilitatea și în forța lui, este un spirit care se scutură. Doamne, gândiți-vă puțin pe copii. Noi suntem o țară mică pe mână în perioadă. Gândiți-vă ce își permite așa să fac acum. Dacă n-ar fi o frână de inteligență, tot îmi aduc aminte de Ștole de pe, știți, cu virusologia asta. Trebuie să spun că în laborator, marea majoritate, sunt bombe. Și au fost 7 de virusologi care au zis gripa aviar. De fenomen, de ce e. Și a întrebat-o pe Băbuțe ce e gripa aviar. Și a zis, sunt un oameni mari care nu mă rămâne de gândire. Fii avea pentru că. Aia zice Sfântul Simeon al Teolog, cunoaște-te pe bine. Aia a avut o capră de la apotecă, că a fost multe capre. S-a dus, ea ca să se demonstreze că poporul român e de gunoi. Și s-a dus, nu, era o grădă cu porci, unul cu cizme, n-are aia, cu trei chinezesc, un mușulică de aia, un plovă rupt cu o bască în cap, e terminat. Iar la ăla s-a dus ca să ia interviu și ca să arate că noi suntem oligofeni. Și a zis, bre, matale și care am intrat în Uniunea Europeană! Este fenomen castic. E pe medesubt. Dumneavoastră, tânăra generație, trebuie să fiți fenomen castic. Și să știți când se cuminiți. Pentru că plăcerea astea geostrategice și geopolitice, ele sunt. Dar cine crede în Dumnezeu, nu joacă la zară. Vă fac aici, că pe ne-am văzut aici Dumnezeu portretul. Dumnezeu nu joacă la zară. Eu de regulă sunt invitat la România Națională.
decât o ciocul din toate din asta la... Profesor, nu plicam și dă-ți să-ți scrieți la personal și decizional și dați seama ceva, pentru, zic, nu mai sunt speaker. Eu când vine a zis o clipă să ne desfie, este un CD. Eu nu sunt speaker inspirațional, sunt transpiracional. Până în 1990, eu eram o forță de muncă. Acum sunt resurs uman. Aștept să fiu om. În astfel de resurs uman. Iar mie mi-a încăpat să relatea la Național și a Instituțiului Culturii de 30 de ani, răscrie de sub prestator de servicii culturale artistice. Deci eu acum am prestat un serviciu culturale artistice. Și în calitate de prestator de servicii culturale artistice, vă rog, dați-mi toate întrebările. Dacă pot să răspund, bine, dacă nu, voi face ca maestru la Zen. Deci să mă întrebe cineva ceva, că să-mi fie răspuns. Vorbesc seara în bar. Aștept. Mai de dana. Hai, mă cinci pe jumătate. Bine. Mulțumesc, domnișoară. De unde sunt dumneavoastră? E un roman aici. Care răspuns? Da, Balazac, asta este Balazac. Trebuie bărnunci. Trebuie bărnunci. Credeți? Asta-ți iau apă, că mor mai mult. Credeți că românii pot deveni români superiori? Pot ei să se simte sau rămâne cu cei cu pantaloni ruți? Drept un simbol al acestei țări? Întrebarea are ce stea. Îmi aduc aminte de o remarcă a lui Mihai Eminescu. Nu geniile mântuie un popor, ci toți în parte. Am cunoscut multe popoare nefericite cu genii. Toți în parte. Potențialul Dumnezeu ne-a lansat cu această forță incredibilă de a dezăvârși. Pe ce o dai? Pe ce o dai? Această forță de a te desfășuri. Deci, sigur, doar la noastră la jucă pe pantaloni, că e modă, să ne ține de ce omul să facă urmare, nu contează, asta sunt trecătoare. Problema este atitudine. Mircea Vulpinescu spune, trebuie neapărat să găsim o lume care este a noastră, lumea românească. Trebuie să găsim o lume care se recunoaște, lumea românească. O viziune românească asupra lumii. Menirea tineretului, spune, este să aibă acest capital cu care, dacă ai capitalul de cultură, de memorie a țării, poți să devii bătă creatoare. Din bătă creatoare se naște elita care conduce statul. Nu colanii și vagabonzi, care au responsabilitate și tradiție. Din bătăra creatoare, știi că ești la Buzău, în Focșani, în Vrancea, în Baia Mare, bătăra creatoare este din asimilarea, uitați, a unui capital de valori. Și din bătăra creatoare n-ai spătăra imitatoare. Fac aia revoluție cu telefonul, în America faci și tu, Sentrehen. Nu, mă! Faci o revoluție românească pentru care ești idealul ăsta. Și zice, a doua, să unească această România, care era politic unită, dar nu era sufletească. Păi dumneavoastră trebuie să uniți sufletești să faceți un front, domne, dincolo state să s-au centralizat pe chestii politică. Noi niciodată. Noi ne-am centralizat pe fapta unitară de la țară, pe fapta sufletească. Avem altfel de unitate. Nu eu vă spun, vă citesc din Mircea Vulpinescu. Eu doar m-am recunoscut în ceea ce am spus. Să se facă omul românesc. Veți sta mâine de vorbă, când am fost în 40 de țări ale lumii. Domnule! Nu există ceva mai de preț decât demnitatea unui popor în lume. Iar demnitatea presupune libertate. Nu mândrie și țâmpășie. N-am vorbit deloc pe acestea. Că nu ne stă natura noastră. Iar când ai valori și discurs cu chinezi care are valorile lui, nu mai există nicio contradicție. Când tu vrei să-ți impui pseudo-valorile tale pe o tradiție veche, atunci să te ferească Dumnezeu. Păi sigur că toți românii pot deveni români superiori. Dar câți vor? Unii vor să fie orologi. Eu de ce să mai trebuie să mă urma? Puneți în ecuație și de generații. Fiecare țară are de generație. Domnule, tractezi. Îngeri, spune Sfântul Simeon, spune Sfântul Ionisia Capacintul. Sunt nouă rânduri. Aia de sus coboară, se ajunge pe aia de jos.
Hristos, că toți suntem acum în apropiere de postul Paștelui, a coborât nu ca să se întotdeauneștească cu noi. A coborât ca să ne ridici. Există o remarcă teribilă la Părintele Steloae. N-a murit pentru noi. Pentru alții. Și alții l-au crucificat. Pentru alții. Tu de aceea ești o fărâmă de demnitate. Poți să-ți faci, ești inginer, ești actor, tot ce vrei. E interesul tău personal. Bun. Dar există conștiință. Există aseri de negativ. Există o țară. Există, în cea vasică băcină, pământul. Pentru român, administrativ, un hectar trebuie bani. Din punct de vedere sufletește, este un timp frământat de strămoși. Păi ce o să vă aștepte? Vă duceți în străinătate, faceți cursuri foarte bine. Dacă nu vă întoarceți în țară și nu recuperați pământul, să faceți ferme, să faceți grădini, să răspundeți. Nu e ecologică. Cu sănătatea aia a fundamentului țărănesc, ce o să faceți? Care e repede? Cum considerați că tehnologia ne ajută sau ne strică atât pe noi cei tineri, cât și pe cei vârstnici? Puteți face o comparație între cele două categorii de vârstă? Da, eu știu trei comenzi la telefon, unul de 18 și 40. Și nu bata la de 18 și 40. Mai exact într-un bar care săracul să facă față. Eu știu de fuzigenic să mă duc acolo, că m-am prins despre ce se vor. Dacă nu ești conectat tot timpul, ai pierdut drumul. Fals! Conectează-te mai pe ceea ce este important. Nu le-a făcut noi experiența, am văzut-o televizat. Un scriitor, așa, un urs nervos, era legat cu lanțul, avea, e ridicat în picioare. Și făcea tot felul de figuri. Pe internet. YouTube. Și o să dea așa. Numai când era să ia ochii și bunta mâncă. Ca la arte marțial. Nu nici. I-a făcut arte marțială și mi-a japonez, vezi că faci 300 de mișcări în urs. Ăla era așa. Înțelegi? Aici, vezi! Vezi că pe câine ciobănesc n-a luat la tot ce și gonii. La mare. Dacă simt ursul, faci așa. Și ciobanul și iese la cantitatea mine în YouTube. Acum am ciobanii la nameți, că le-a tot plecat. Imaginea română, aproape toate popoarele, vezi ce? Nu ne-a lăsat tehnologia. Pentru noi, în cazul nu ați așa vreați ați gândit. Puneți-vă creierul la contribuție, mai ca să știți cine e sluga. Tu ești sluga computerului sau ăla este slugat? Ce faci, vă faci din instrument stăpân? Vezi, vă gândi aceea că tot timpul m-am uitat, din când în când iau temperatură și fac studii antropologice. Cu postația n-am nimic cu nicio analist, discoși politică de sub, în jurele strică ca să te demoleze. Sunteți violentați virtual. Sunteți loviți în demnitatea voastră. Și lasă pensiva aia să-ți scadă în cap, de dată când așa se creează destabilizare sufletească. Așa cum la pușcăriași le dă drumul ca să creeze frică socială pe stradă, la criminal în general, nu ne referăm, ne referește cu oameni care trebuie să fie liberați. Ca să se creeze, așa cum este la laxitate juridică ca la crima de la Caraca, unde de toți sunt vinovați acolo, Putin o rezolva în 9 ore. Ceaușescu în 10 ore. Ce să facem tot? Mergeam în ajuns, dar aia erau de la restul. Da, domnul! Să ne rogăm! Nu, hai să ne rogăm pe care are față de telenovelă, în aia slabă, și fentează. Dar aia e, libertatea pe șcăriași. Eu sunt libertate și sunt drept. Pardon. E dreptul cu țara care te taie, dacă tu, victimă, trebuie să ai probe video, audio, mama, soacră, trebuie să fie de față. Trebuie mai mulți de față. În imaginea mea, aproape toate popoarele, vezi ce sunt exemple ale civilizației. Just până acum au fost. Fără vreo păcat. E, asta da? N-am făcut noi nicio fărătie. Considerați că acest lucru este adevărat și că noi suntem inferiorul lor? Păi, domnule, nu faceți greșeala între civilizație, cultură și spirit. Aici am timp când greșești. Numai în Germania nu greșesc, după civilizație este asta. Nu confundați cu sătălușirea. Nu confundați cu cultura. Cultura este o atitudine. Este o achiziție spirituală. Civilizat poți să au hoteluri bune. Poți să au șosele. Și poți să fii o haimană. Spiritul este dincolo de orice. Este indiana cu pană, așa că le-a zis americanului. Cine ești tu să mă vorbești de credința mea? Eu termin. La, am zis în cine suntem, ultima luptă cu americanii a fost, le-a zis, care le-au ce haide, să-i zic frumoasă de murit.
Așa, nu știu, am mai știut. Mi-a zis cineva că un bunic care a fost acolo și că în prima, când au resins pe români, și-au trecut în și-au văzut trupuri astea spătecate, în Germania, sau au morți. N-au văzut. Pe urmă, iau la avionă. Deci o femeie și pe neamțul puternic la mitralier, la avionetă, fuge. Da, ei ne civilizează. Ne civilizează, noi spiritualizăm. Sigur. Răspundeți-vă, copii, cu ce aveți. Uite, a făcut dumneavoastră cruciare? Au făcut bunicii dumneavoastră cruciare? Nu. Au fost crucificați. Vă dau un exemplu. Și asta nu o spun cu ură. Pentru că, cum zic, sigur că Occidentul, toți ai noștri și toate aceste generații s-au venit în Occident, dar s-au întors fără pe picior românesc a unei spiritualități. Identificați-vă cine sunt. De când am fost în străinătate, le-am arătat inima aia. Nu ne-am spus, voi sunteți inferior, sunt superior. Uitați cine sunt. Despre asta este vorba. Și s-a ars până la capă, vorba lui Jack London. Și că mai bine scrum decât ceruși. Ars, Doamne, până la capă pentru menirea asta ta. Și vei intra în dialog, respectându-l pe la asta. Erori în istorie sunt extraordinare. Dar să vă țineți minte, nu păcatele pe care, sigur că le avem, ca orice om și ca orice neam pentru fața Pământului. Mai ales ce n-am făcut în istorie. Mircea a vorbit să spunea că poporul român intră în istorie, n-a intrat în istorie, nu că n-a vrut, ci că n-a putut, n-a mai putut. Adică în ultimă instanță, împins, cum este și acum. Să vedeți că este câteva ani, că se accelerează. Și te împinge. Și ce faci? Când îți ai identitatea de gen. Când îți ai identitatea etnică. Când îți ai ultimele certitudini. Ce faci? Că vei avea o iubită, o să ai o soție, niște copii. Ce faci? Care sunt piloanele pe care le puneți pe de revenire să construim ceva? Faci să nu babe. Și am zis la televizor, cei mai necășiți sunt occidentali, domnule. Vă spunea, domnul, doamnă, nimeni, să fii cu drepturile până în ușa casei mele, în casa mea să fiu stăpân. Pe codurile mele, pe tradiția. Europa are niște tradiții extraordinare. România are un act de dăinuire extraordinar. Pe ce am dăinuit, domnule? Pe credință, pe limbă, pe familie. Pe ce? Și asta pot să fie luată. Apropo, la mulți ani pentru ziua de mâini. Mulțumesc. Teo. Furtună. Cine e? E furtună. Păi e furtună să faci. Jertfa Mântuitorului ne-a salvat și ne-a obligat să ne îndumnezeim. Iar jertfa Marelui Chipru Morale al intelectualii întrebrici în Golgota închisorilor comuniste, dar cine ne obligă? Nu ne obligă nimeni. Față de, de martir și față de Hristos, avem o datorie veșnică pe tine. Ca eu față de mama care m-a născut acum 61 de ani, iar nu e mamă și nimic. Crezi că se poate echivala? Credeți că pot să împlătesc datorii, dacă vreți datoria? Știți că Sfântul Demirovici a zis că datoria e mormântul dragostei. Nu dai iubitei tale flori din datorie. Aia trebuie să pleci uite din datorie, dar nu știu flori. Ideea e din dragoste. E dragostea față de mare. Este capitalul tău. A iubi este cea mai mare forță. De ce sexualizează și alții acum tot? Ajuns că dai sexul pe fereastră. Dar face parte de venirea de ranul 2, 3. A iubi este indestructibil. Și atunci establishmentul internaționalist ce aibă să-i sexualizăm? Dă-le pornografii, n-ați văzut filmele mai nou. Uitați-vă la mărâții ăștia care au fost cu filme în societate români. S-au dezis! Am ieșit la teatru național igienic. S-au dezis! Când la teatru național m-a rugat cineva să spun niște porterii pe scenă în cartetele de Regelul Pește, eu am zis nu! Și colectivul de tineri m-a zis, ești comunist, ești retardat. Și am zis, băi, știam că sunteți lichere individuală, nu știu la bun. Pentru că trebuie să știți să scoate sabia de samurai. Și acolo în sală, n-am știut niciodată, era un domn cu părul alb, care a zis, nici eu ca dănuț n-am să spun așa ceva. Dar de ce? Pentru că se întoarce mama în groapă, era Gheorghe Cozulici. Minunea, domn. Vă spun niște atitudini, eu făceam stelul, lucram multe ore. Pantomima, colegii spuneau, dacă tot din copite și mai sunt mut. Iar când a venit Gheorghe Cozulici la cabină, eu băteam step acolo și se auzea și zic, mai este de sunt, nu te deranjez, zic. Eu vreau două ore. Și ce mi-a zis? Dănuț. Muncește, trebuie munca ta, mă odihnesc eu. Așa erau toți.
și Marin Moraru și Gheorghe Dinică era altă elită, altă generație. Acum, bun, Golgota, când va ieși din amfurile sufletului românesc și va termina spre o nouă jertfă, fiindcă Hristos ar ținut și pătrâne să o facă și dacă? Perfect, întrebare. Credeți dumneavoastră că în clipa în care Mircea Vulcănescu a scris Stânăra Generație, eu am avut o intuiție, este așa. Faceți fond Unitatea Solidarității României, capital cultural ca să puteți deveni pătură creatoare și elită. Doi, uniți ceea ce s-a dezunit. Trei, fiți voce interuniversală. Fiți voce universală, ca și cum te duce, am zis, la Bruxelles, la Washington. Vă punem la comandator și scrie. Experiența mea și nu experiența, trauma mea istorică. Un crucificat nu are experiența cruci. Are martirajul cruci. În clipa în care se asumi autoritatea să oferiți, eu a zis, tineretul trebuie să se pregătească, să se jefească. Și au venit. Ei, tot așa, se duceau, că erau oameni tineri, cafenele, restaurante, dans, bulevard, era lume, perioada interioară. Credeți și vreau să intre în bucerie, au venit martiri. O să vedeți din poporul acesta umilit astăzi câte vârfuri se vor ridica în momentul de privare care vor reveni. Că nu o să, n-o să mai suportă. Deci ceea ce s-a lăsat aici, Hristos s-a răstignit pentru noi, nu pentru el. Vine răspunsul. Deci asta este clar, v-am scris. Nu o să aveți cum decât dacă încercați să vă sinucideți. Toată simpotiva, știți, se zicea Ion Iarolide, un imens martir al fucilelor comuniste, se zicea eu am crezut în Dumnezeu că a crezut mama și mama a crezut că a crezut mic. Ce trebuie să faci? Să fii pe doctrină europeană, pe ce să... Cum reușiți să vorbiți cu atâta legeritate în fața atâtor oameni? Am grele. Și atunci nu e frică. Dom'le, legeritatea. Adevărul te face bine. Nu se vorbesc așa. Știți, s-ar putea, dacă e bine, ca numirea noastră, să vă stricurați unde le puteți, să... aveți grijă ce puteți face? Adra faci. Credeți că trebuie să simți? Adra faci. Și a zis Ilie Racoviță, bă, specia care se adaptează în continuu, riscă să iasă din universalitate. Adra faci. Adra faci. Ce să vă spun? Legitimitatea vine din adevăr. De ce ți-e fric? De ce ți-e fric? Nicolae Darvișa, mare poet al Basarabiei, m-a dus la el acasă, în sat. Satul era atât de trist, se vedea pe prispacasul de porterii. Și l-am întrebat la un moment dat, băi Nicolae, bă, în satul ăsta prăbătit sărace, unde aveți parcă, oh, este de la lui Pintrole. Cum te duce micuța așa acasă, în aia acasă, da? Păi iarna și iarna. Păi bă, nu te întâlni cu lucru? Că da, ba da. Odată cu unul lângă mine, a ieșit fiamă, era așa. Și ce ai făcut? Păi mi-a fost frică. Și? Păi dar să spun sincer, fiți, dar să spun ce mi-a fost frică. Că la trei metri, dar îmi așa. Dar mai frică mi-a fost învățător că m-a așteptat și noi. Ce-ai făcut, Nicolae? Am luat un pâși pâși pe lângă el. Întotdeauna istoria vă va scoate o fiară în față. Niște bestii. Mai azi, privind la dânsul, privește cu distrăție. O bestie istorică. Ăștia din jur, ce i-a văzut o fură odată? Un act de pocăință că au distrus în mine? Bestii istorice, suspeci. Cei care l-au condamnat pe Hristos și acum s-a mai înlus, poporul Barabas s-a înlusit. N-a văzut invectiva, înjurătura asupra unui om care își dă suflet. E așa? L-au văzut cu Cristian ca ochi. S-au scuipat, i-au rupt slava, au dezertat toți, toți au dezertat. Cui păsa, doamne? Imperiul Roman, când într-un colț acolo pe un deal, nenorocit între criminali, stătea răschinit mai trei femei, de care mama lui și singurul apostol care mai a fost ridic. Îi păsa Imperiul Roman, împăratului, că un tânăr acolo cu barbă, nici pomenele. Și de ce de 2000 de ani noi ne rugăm acolo? Și-am uitat și mâine împăratului și toți aia. Puterea, harul Spiritului
Ce putere istorie. M-am uitat eu la statuia lui Ovidiu din Constanța și era vorbim de ei. Și ce urmeau pe jos? Ce mai rămăsese din Imperiul Roman. Bravo! Bravo să ai toată viața și a venit soția și vrea să se întoarcă și vrea să se întoarcă și în țara lui. Când am fost la Veneția și am jucat într-un spital din ăsta de boli cardiovasculare, era într-un palat maor, pe apă, ți era mai mare dragul, mergea să mă internez. Tot ce am mai de devenit. M-au afat, se-a rășat, se-a dus și targa, spălat, tot. Așa. Și m-au pus acolo să joc, dintr-un jur la mur, 10 minute de zile pe spitalului, și m-au uitat Dumnezeu și am făcut o oră. Și fugeau de la analize cu perfuzile după ei, cu cârjele. S-a luat tot spitalul, am luat cu cârjele. Și au zemenit, se băteam să te cacea, și pa, pa, ține, pa, pa, pa. Și erau italieni, erau sângeni, demenți, cu perfuzii, cu alea. Dumnezeu și-a venit direct în spitalul. Așa se face, Doamne, comuniune. În vârstă așa de copii, în Italia, cam poc. Și mi-a zis, era cu Carmen, cu partenera mea, și a zis, acum 2000 de ani, un frate de-a nostru, din cauza că a iubit prea mult, a fost exilat într-o țară barbară, într-un oraș numit Tomis, de Constanța. Toată viața și-a dorit să se întoarcă la iubita lui și în țară. S-a întors astăzi spre ei. Așa mamă, nu mai am filmul de face pe răzbirios. Ce v-a determinat? Restul e singurul roman. Ce v-a determinat să alegeți această carieră? Bucuria jocului. Bucuria jocului. Libertate. Am zis primul lucru care am făcut la nevoie pentru revoluția aia. M-am dus la București, m-am dus la mașini spre ea, aici buzele erau în iurt, când am dus la București, era peste. Și am văzut Antoniu și Cleopatra, am povestit data trecută când am fost. Și m-am așteptat ea la țară de 5 ani de scurt să le povestesc. Le-am zis de Antoniu, m-am avut cap pe cap. Și a mers, am făcut o filmă. Dacă eu acum pe scenă urc cu doi copii de 5 ani, care nu mai sunt sigur că sunt pe tablete și s-ar rezolvă ce cu tablete. Da. Dar acum 20 de ani, dacă urcam cu niște copii și ziceam, hai la poți și va fi și po, pa! Ne-a sunat, e nici direct din fost ăsta. Ăla de la instituții, ce știu să mă vedeți, și pe show, care poți să-ți urmă de fiind, ești din stânga, da? Bă, șoacă-te, mă! Eu pe toți am din institut să-i dezînvăț. Deci să fac ca cocoșul, poftim? Fă ca găină, ca așa, nu, nu știu, n-am spus el. Păi, dar să fac cocoșul de găină. Profesor de găină sau de cocoș. Ce a simțit de la plecat pentru prima dată pe șel? Depens! Mi-a făcut bunica prin sus o dinează, din îngropată la nevoiu. Trebuie să mă duc să-i atingi urmă. Penelope Iazbea, fenomenală femeie absolută. Aveam 4 ani, eu și fratele meu 5 ani. Intuiție genială de femeie. Mie mi-a făcut o banderolă albă așa pe care scrie pe fratele îmi scria doctor și doctor ajuns. Și mi-a scria ceva. Și ceva. Zicea, nu știu, zonisist, filozof, curator, fascist, rostrucut, internațional, zicea, nu am știut limba de limba. Și poezia suna așa. Eu vreau să mă fac ceva, dar nu sună sună mi-a urechit, mi-e pierdut mai de. A doua apariție pe scenă a fost în clasa a treia, eram la internat în București, când mai mult putea ține aici, și a fost rezervă. Era o sărbătoare școlară cu alminuțe. Qualificare alminuța, 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 alminuța. Asta era. Și eu n-am făcut că n-am făcut ceva pierd și am făcut ceva pierd și am rezervă. Și n-a venit unul dintre interpreții cu Giorgia și m-a pus pe care nu obișnuiesc să fie rezervă. Și m-a sos și făceam așa toți, alimita, alimita, și în fața era de lecare o răjitoare. Hai să sunt greșit, știi, ca și acum, știi, ca de la Bruxelles. Alimita, 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 așa. V-ați gândit vreodată să rămâneți la actorie?
și actorii, adică am făcut, mi-a plăcut aia, că i-am venit să și voi, da? Păi ăsta a fost o conștiință. Faci și ca un teren al jocului, al libertății de aia. I-am și propus un limbaj internațional cu care, mă rog, am fost peste tot. Așa că nu propun eu să renunț la actorie, le propun o altă să renunță la imbecilitate. Ce reprezintă Dan Puri? Asta voi știți. Ce înseamnă iubire pentru Dan Puri? Astea sunt puține întrebări din asta mai înainte. Iubirea înseamnă? Iubește pe toți, indiferent de lucrurile ce-a făcut. Vârsta acelui carieră, din embrion. Care e scopul vieții pentru Dan Puri? Să ajung președintele României. Puri, puri, PCR, puri, nasol. Și în grevă nu poți zici, jos, puri, râdeul. Dar lor le zică că voi ajunge pe zi, ce treacă în zi? Că sunt ilegitim. Cum a fost prima dată pe scenă? Mai zis, mama era în sală, săracă, nu mai fac mama. Eu vreau să-mi fac ceva absolut. Demență. Da, sunt frumoase astea. Sigur, ce înseamnă iubire pentru Dan Puri. Dom'le, acum că zici că sunt cuvinte care au fost atât de uzate, cineva astăzi mai zice un lucru colosal. Dacă vrei să cunoști un om cu adevărat, îl cunoști atunci când trebuie să împarți puterea sau să lași o moștenire. Cumplit. Când îl vezi că pe el nu-l interesează și zice, pe mine mă interesezi tu. Iubirea întotdeauna înseamnă jertfă și înseamnă cam înseamnă neglijarea lui SNS. Când ții la un om, când ții la tatăl tău, la mama ta, la iubita ta, dispare. Iar noi suntem făcuți din plămadă visurilor noastre, din plămadă interesului. Pentru mine, iubirea înseamnă jertfă. Zi-mi pe jertfești, dacă ți-l aștept. Este, nu întotdeauna suntem pe două picioare, nici măcar fizic sau psihic, suntem reușiți. Când ai un om care cade din tine, ca suie, dacă nu poți să zici, asta este iubirea. Cum ați ajuns un actor renumit? Am dus pe la zonă directă. Dar și în rog, dacă se poate. Mă puteți ajuta să mă începe. Am fost atent cu cadouri, Crăciun, anul nou. Și, înainte de a pune copiii, de trebuie să fie legătură cu această mesie. Ce spuneți înainte, ce sfat îi dați unui copil de mine? Domnule, aceasta nu este o meserie. Iorga zicea că preotul, tascul și artistul nu au o meserie, o vocație. Primul lucru care îi l-a spune unui puș de 13 ani, îi l-a spune... Bine, mai cânt, mai mi-e placarea în biserică, că nu pot să vorbesc la liturghie. Nu, am văzut niște fenomene de amâne bunii. În România, domnule, erau niște băine, nu, dar la liturghie. Bă, gătinii de urmă. Ce? Dar ziceam pe singura, ascultă, dar eu nu știu care ești în ce lui. Ce ați vrut la urmă, mai văzut la urmă. Mă rog, o fază odată cu niște tipi care vă doau la mobilie. Ce mai întâmplă? Și pe mine m-aș sună de la comitetul pe centrală acolo. Erau doi tip golani și aveau tare de biserică și am putut să... Eu prez o potuniță pe liturghie. Nu, aș și face ce să se bag. Și atunci Dumnezeu a rezit de o tânță, mi-a pus o teancă. Una... S-a apropiat de ca cel mai așa. Bă! Mai tot ce dracu-i din gură să ascultare Sfânta Liturghie! Ia spune
trebuie să rămână copiii până la mijlocătăți, nu infant. Să-și păstreze copilării. Să nu vină serios, închis la tot zanașturi, cum îi văd pe așa. Problemele care au rămas în fața noastră. Păi stai mai încă. Nu te mai. Eu am avut profilul social să încălă de două ori. Și era o diferență între și guvernul României uriaș. Eu stăteam la sa. Era de hihibaj. Și ai mă și aplaudă să-i fără să vădă că aplaudă de bine. Era părinte de partidul. Râdeți. Hai. Stop. Alea la televiziunea, fac cu aia. Aplaudeați și faceți semn, îmi fac România o care. Stați puțin, nu? Cum vedeți integrarea europeană? Perfect! Și la autorul, nu? Că nici în front. În fel de supozitor. Trebuie și viitor. Așteptăm să rezultăm. Dacă ne cumicerim, o să vedeți dumneavoastră. Vedeți supozitorul. Vedeți cine l-a băgat. Românii au zis-o, domnul.
afară acolo. Locotenentul Rossetti, marele istoric militar care a fost roșii general, la Mărășești l-a atacat, l-a rănit grav o mitralieră, că de aia s-a zis, Orlun, aici un gard grav rănit, nu trece nimeni la pe peste trupul meu. Ce faci, domnule, să sunt japonez sau să români? Dacă vă uitați voi tine în memoriile de lagăr din Siberia, să-i vedeți cum s-au comportat. Și era impecabil la armata germană, impecabil la armata italiană, impecabil la armata japoneză. Și pâniți este de români! În două luni își mâncau rele și focaci și mâncau șobolani, ăștia nu făceau nimic. Zice părintele Dimitru Bejan, Oran, i-a scos pe tot regimentul, ca să-i căsărească. Îi ducea la muncă, pe îngheț, cu o cămașă, dați o cămașă din asta, cu toporul, și se meargă 25 de kilometri. Ce, vizi o mai în cămașă. Până că l-au pus, mureau, fiind lupt automat. Și când s-au întors, tot regimentul ăla de lucru pe care zisese, au ieșit ruși cu buță umflate, copilași de surță, văzăpata aia, înfometați de dementul ăla de Stalin. Și că ca un semn s-a oprit tot regimentul. Dar au nebunit așa, au plecat automat și toți au băgat mâna în buzunar și au dat porția lor de bine uscat. Și atunci a căzut santina sovietică în genunchi. Dar de asta nu se vorbește, dumneavoastră nu aveți nevoie de așa ceva. Aveți nevoie să știți că suntem un popor mic, meschin, ordinar, lași și trădător. Asta se fac intelectualii noștri, istoricii noștri trădători. L-am cunoscut pe bietul Constantin Giulescu. Ce om minunat! Ce om minunat! Era a treia generație de istorici. Păzea de mă, dar nu știu, s-a spus baronul lui Giulescu din istorie. Păi ce faceți aici să trece ăla mâncă și-a urmă, măcar că le vede fețele ăla la domnul. Care este pe zidul ăla acolo. Că aș face în toată România, bă, uite-te și tu de unde vii, mă, că ai o rădăcină. Asta să mai am o întrebare și plecăm. Ce ar trebui să facă 100 de mii de români pentru toți domnii care au fost, care sunt și care vor fi? Dar de ce 100 de mii de români? Ce ar trebui să facă? Deplasați energii. Deplasați energii, cum zicea pentru suța, energii mari pe suprafețe mici. 12 de sculți au răsturnat în Imperiu. Apostol. 12 de sculți. Deplasați energie, ești acolo. Medic, ești artist. Creează un primar, mi-ai zis un medic până acum. Domnul, dar sunt stomatolog, nu am să la replec. Dar aveți bani, nu mă interesează, domnul. Medic este groază. Și ce are Eminescu? S-a creat un mediu a săriții inverse, în care toate lebrele, toate și godile au acces. Și atunci tu, dacă te chinui, trebuie să ai forță de trei ori mai mare. Henri Matisse, Marele Pictor, spunea, artistul mare trebuie să-și apere arta. Eu de 30 de ani de zile îmi apăr arta împotriva nenorociților ăsta instituționale. Ca să o dăruiesc în rările mele. Crezi că am trăit din cronici? Crezi că m-am dus dincolo? Venea ca la ora ala. Și aia să vezi ce se întâlneau cu o stare sufletească. Mi-a zis unul în Germania, am spus ce că domnul Curic vorba în engleză. Sunt fizician, anatomist, lucrez în centru de cercetare, eram cu spectacol medic în România. Mi-a zis, vreau să vă spun că în primele 10 minute eu n-am înțeles nimic. Ce asta e? Mi-a mai zis unul, zice, bă, dar n-am înțeles că mi-a plăcut tot. Nu, zice German. N-am înțeles nimic, dar mi-a dat seama că dumneavoastră sunteți totuși lucruri importante. Și mi-ați accelerat minte. Aici este fenomenul de procesul de accelerare a minții. Eu când jucam în străinătate și în primele secunde auzeam așa, zic să rămân în sală. Pentru că prindeau cu o capacitate fantastică a spiritului asociativ, moment ce ceilalți dezlegau mai greu. Dar dezlegau. Și un om de la Gironi, dar mi-au scris două luni în continuu prin ascultarea acasă. Și ne trezim cu imaginea în ochi. Nu vă fie frică. Îndrăzniți în chestia asta. Puneți, nu vorbesc de orgoliu aici. Este o muncă extraordinară. Le-am zis-o și la, cum să spun, un om mare lucrează până în ultima clipă cu cea de Leonardo da Vinci, artistul mare cu rând în munte, omul de știință la fel. Și țăranul la fel până în ultima clipă, el are grijă de gospodăria lui. Așa când la lichidă era că fură, că... Dom'le, cum se face educație? Educația se face în funcție de evoluția societății sau în funcție de idealurile eterne ale omenirii? Doi! Doi! Jos!
pentru că, cum să spun, astăzi zice, băi, să mă urmă, fără și... Că poți. Pentru că am vorbit aici de România, eu am vorbit de cei care au fost împuși că-i munți. Eu am construiesc dimensiunea mea în funcție de vagabonzii ăștia care de 30 de ani fură sau fac, sau că sunt intelectuali, că sunt, nu mai contează. Sau în funcție de asta. N-am zis eu, unui mani pedagogi, first, și-l citează pe altul care zice așa, pe guvern tehnocrat. Cretin în masă. Zice, inteligență, oricât de sclipitoare ar fi, dacă nu cunoaște delicatețea conștiinței, va fabrica haina lui Mephisto. Haina lui Mephisto. A diavolului. Poți să fii inteligent, poți să fii digital, așa cât vrei. Că ce suntem în ultimă instanță? Vorba lui Petre Țuța, îl luat tensiunea, au făcut 30 de dar stați, doamna doctor, asta. Mie să spuneți de unde vin și încotro mă duc. Citeam paradoxul de genul acesta din poporul român. Acum câteva zile a murit unul dintre, de fapt, cel mai mare istoric al medicinii românești, domnul profesor Radu Ihnimovici. Până acum o săptămână a scris. Și a scris un articol uluitor. Vorba de mitocondrii. Eu am fost, mi-a plăcut biologia. Mitocondriile sunt niște microorganisme care răspund uzina celulei, respirație. Știați că au ADN, au independență proprie. Nu răspund de comenzile celulei. În mod normal, poporul român așa a fost, o mitocondrie. Dar răspund, doamne, de ce? Iorga zicea, țăranul, moșneanu, cu libertatea lui, n-a stătat de Constituție, era o dădacă, el știa că avea libertatea lui. Aia l-a salvat, libertatea de apro. Zice, de mitocondrii, și zice, m-am dus, domnul profesor, Dumnezeu să-l odinească, deci până în ultima clipa lupta, și zicea, în 1968, eram la un congres internațional de bacteriologie. Și a venit un mare profesor să spuneți că până în 54, în 55, George Emil Palade a explicat rolul mitocondriilor. George Emil Palade a explicat. Păi se știa, dar nu se știa celula are. Celula a trecut 150 de ani ca să știi celula, era o chestie goală. 150 de ani sau mai mult ca să știi celula avea. George Emil Palade, strijarul pe care astăzi domnul primar i-a dat acolo, o dăinuire. A explicat ce sunt mitocondriile. Și ăsta vine francezul și zice, domne, dumneavoastră îl aveți pe Dimitri Voinov, care a explicat acum 40 de ani de rolul acestor mitocondrii cu mult timp înainte la nivel mondial. Și Dimitri Voinov, mare patriolog român, biografie, al 11-lea copil într-o familie de țărani nevoiași și n-a mai putut să țină și a luat un boier, om politic liberal, Voinov. I-a pus la dispoziție să învețe, a fost în Franța. I-a dat numele Voinov și a ajuns o lumină de om. Și mai zis eu, 1877, independența României. 1878, pe care a victorit, săracă, care am bușai rupți, fără picioare, cu mâini, schiloți, se defilau cu romanți, în George de Front. Există un articol citit de Mihai Enescu, cu tremurături. Păi l-a apărut independența lui Căruși și atunci a luat sub la Sărabie. Și acolo, o mamă, cu un copil de 15 ani, cu florii. 1870. Mama, ca să țină copilul, făcea colii. 1870. 1909, la Serbiu Nervez. Eram la Nevoiu. Țin minte locul cu masa, aveam 8 ani când tata mi-a zis asta. Hei, Gheorghe Marinescu, nimeni n-a mai scris despre el, nimeni n-a mai descris atât de bine celula în stare patologică și în stare normală. Un copil cu 8 ani. Mi-a zis-o cu o mândrie. Gheorghe Marinescu, la Serbiu Nervez, mă, celula nevoastră. Ce știa mea la 8 ani? Și important este, la 1909, băiatul ăla a scris cea mai importantă carte despre celulele voastre.
a cărei prefață era făcută de Santiago y Cajal, care rămase primul Nobel pe teoria neuronală. Vezi cum a crescut. Și zici că ești de la părtineni, ești de la lopătari, ești de la nevoi, ești de la pătârlat, ești de la... Și care e problema? Pământ. Gena. Ultima întrebare, că m-ați nebune. Nimeni nu este mai curat ca cel care spune adevărul. Bla! Ce știi așa? Platon avea, de fapt, Socrate avea un mare respect față de zona tracică. O considera gândire superioară. Credeți că unirea va fi posibilă cu mai marele care sunt la putere sau trebuie să încep încă o revoluție, dar fără arme și în gândire? Da, revoluție în gândire. Just. Păi ce dăm cu spicul cu benzină? Suntem revoluționari. Jos cine? Că tot e. Jos cine? Aici trebuie să opuneți viziunea românească de aici. Aveți țara pe mâini. Nu o lăsați pe mâna altă. Da, vi s-a creat un culoar. Și ăsta micuț, acum, aici. Nu-i toată țara. Ce crezi că este în America să vă încurajeze sau în Franța? Cum a zis astăzi, Mircea Bolognesu zicea că apare o valoare. Nu o lăsați singură. Faceți cor, valori. Ăștia au făcut picioare. Vă spun eu de 30 de ani. Uite așa au făcut. S-au făcut coaliția tăcere. Spectacolul pe care domnul primar Toma a venit să-l aducă aici este cel mai boicotat în România. Pentru că spune adevărul. Ați și care e problema? Cedeți? Nu suntem în lucru. Foarte bine, puiule. La nivel de gândire. Și Leonardo da Vinci spunea, l'arte e una cosa mentale. Ei vor să vă modifice, să vă înserieze, să fiți nedefinite pe condiciala, pe goală. Nu vă lăsați. În trei secunde. Domne, nu te pune, domne, cu inteligența și cu geniul românesc. Pe Constantin Tănase, mare geniu al teatrului de revistă românesc, moderatorul a punat sumară, așa că îl iubea poporul, că era naționalist. Era exponențial pentru poporul român. Naționalismul lui nu era naționalismul german sau rezist, era pentru acest popor. Și au vrut să termine oculta, cum vor și acum oculta internațională să se termine. Și până la urmă, săracul l-au omorât comuniștii, dar până atunci ei și-au făcut treaba. Cum eu fac și aici. Îți faci treaba. Și n-au putut să-i saboteze lucrarea la Cărăbușul, că avea revistă la Cărăbușul. Și au scos atunci, până la Alhambra, o altă revistă cu un afiș uriaș. Gagici cu picioane pe sus, alamulări ruși, color, n-aveai bani să scoate un asemenea afiș nici cu toți. Și a trecut Moldova, era așa, Libanul mai zice. Dumnezeu să-l odihnească pe ce țăranul cum era. Așa, aur în el. Și că dragă turi care trebuie așa, așa se face moștenirea mea. S-a uitat o secundă la afiș, la afiș scrie așa, revista mea. O secundă! Și am plecat. Și bine, după mine mai erau 400 de aici. Că unde mergea Tănase era ca cursul. Dragă Puric și peste o lună a scos și el o altă revistă. Și ce scria pe afiș? Sovesta mea! Cum reușești să rămâi tu, indiferent de părerile celor din jur, înfruntat de părerile din jurul tău? La mulți ani ajuns acolo unde v-ați dorit, regretați ceva, am ajuns la Buzău. Deci ce vreți să-ți dorești mai mult decât să întorci în locul nașterii, nu? N-am fost la omul lui. Regretați ceva? Da, că n-am ajuns mai devreme. Cum reușești să rămâi tu, indiferent de părerile celor din jur? Dom'le, David Hilbert, mare fizician, gânditor german, repet, a dat exemplu acesta. Un om inteligent are o perspectivă mare asupra vieții. Unul mai puțin inteligent, mai nu. Mai puțin și eu fără părere. Eu nu pot să-mi sacrific perspectiva mea pentru părerea lui Nenit. Știți ce înseamnă asta? Wagner era prieten cu Nietzsche. Două valori. Au dus la o bere, au discutat și Wagner l-a invitat pe Nietzsche la opera lui. Și că erau oameni liberi și discutau, Nietzsche a scris a doua zi, nu mi-a plăcut acest bani. Cu tăi care a fi. Dar a spus-o, că a spus.
Faci o diferență. Ai un bilet, nu spune adevărul față. Te zâlți. Nu te omoară și te sugrupe și te insult. Pe ce? Ca să ai fondul de cultură și de credință? Cine te mai zbărnie? Oligofrenii ăștia care spuneau faceți pantomilă, care m-au dat toate creierile la televiziune, puteam să fac o cinematografie fantastică sau de... Mai bine că l-am făcut! Mi-a dat Dumnezeu limbajul ăsta internațional. Aveai vreo expresie extraordinară, că rămâne așa, spirit mare, pui picioare și iese în partea lor. Zice Enescu, sapi aici, 10 metri, iese apă în partea lor, dar iese pentru că-i săpa. Omul sfințește loc. Ești felcer, ești brancardier, ești acum, nu contează. Cum îl faci? Publicul, vorba cu Walt Disney, nu pot să pun pe datul din coadă a unui câine cu dolari. Apropo de lucruri pe care eu le-am și curcat, că știți, profesiți-vă în afară. Cum ne putem face auziți dacă nu ne aude nimeni? Era un puș prin anul 1910 în America care a zis, dacă nu minte, nu mă crede nimeni. Deci minciuna... Dar tu de ce vorbești ca să te audă cineva? Eu spuneam pe drum, zice, povestea aia minunată cu un tip tânăr care vorbea și publicul iubea. L-a adorat. Un tip am bătrânit și publicul s-a mai redus. Și am bătrânit, am bătrânit și s-a mai fost public. De-aia vorbea continuat. Păi, domnule, dar ce mai vorbești din moment ce nu mai lumea se răscurte? Domnule, eu la ce vorbeam ca să simt lumea. Am vorbesc ca să mă schimbe lumea bine. Ați înțeles? Când ești o valoare, la o țâc. Dacă ești bine construit și ceva în jurul tău nu merge, nu te schimba. Lumea ești. De ce trebuie să vină o lege și să dați-vă cu toții jos? Nu. Pentru că mai este democrație, este libertate, este sex. Trebuie sex. Sex. Tu te ieși iată în hotel. Un extravera, nu știu dacă ați mandat botonul era problema. Mă dă cu capul în zi. Fă ceva. Ce să-i spune ăla că arna înseamnă sugerare? Că înseamnă înălțime, că înseamnă, cum să zic, risul de a te coborâi sub de omul, dar înălța. Nu înseamnă, dacă vrei, tu te la vorbe și fă. Dar e, dacă tu n-ai repere, ce să faci? Știi cum să fac? Am avut o piesă, își băgase în fund chestia de respirator. Zic, măcar să mai am afară, fii. Nu, dar despre asta este vorba. Zic, ce ceva, mă, ce dracu. Deci, un românesc, nu? N-a fost referendum. Și au fost, a ieșit cu niciun de patru și a zis, cine nu se duce la referendum, mă să-i taci. Deci, asta e vorba. Ce va de tine asta de ce se căre? Gata, am ajuns, am trebuit. Vă invit. Vă invit să fiți voi înșiși cu păcatele voastre, cu defectele voastre, iubiți-vă Domnul. Mie mi-a zis profesorul Traian Ierene, care i-am dedicat cartea acești români fantastici, am avut geni. Eu am avut trei oameni de geni cu care am ajuns. Traian Ierene, pe care nu știe nimeni. Liban, pe care știu tot, dar nu știu o calitate de pedagog. Sound Fire, cel care am lăsat Stere. Și treia mea era Elexie. Mi-a zis, bă, cu ce mai autentic lucru, mă? Iar tău. Iubește-ți, mă, nu o dat afară, da. Te împiedica, mă, e mare. Și în clipa aia mi s-a deschis o perspectivă de gran, în nebunița mea la Institut să-i mână la o țară cât de mare. O iubesc, nimic. Cum zis, mă? Dar am găsit pe unul care zicea, ce faci, mă? Exersez râsul. M-am găsit pe mine zicea așa, ce faci, mă? Păi zic pentru râ, și faci așa prin casă, da. Mă, apasă și tu, făi o dânsulție. Mă, fă măcar sunetul. Eu și cu asta mă mai țin, m-a luat Petrică în perioadă mare, acolo, imens, Dumnezeu să-l urmească. Să ne pregătească pentru Institutul Domnului, pregătea cu degradele, tot așa, să trebuie și mie, cu fața asta mea, mai, mă rog, i-am puștat cea mai multă zicea, mi-a dat vântul, George Coșbuc, de fete mare, nu ca mine, în vântul, răsățat cu pisa pe vititi, vititi, pentru sufarci, sucolit, și fetele cu drag, susțină, o, Doamne, Doamne, Ave, băi, astăzi, și în Institut. Unde să-l ieși, că a zis, băi, nu, n-ai dicție.
15 generali, în funcție cu generalul colonel Popescu, n-am știut niciodată. 4 stele, așa, 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 făcuse frontul, tip, un umor fantastic. Și la statul major acolo, îi trase cu 300 de coloneli în Casa de Cultură a Unității Militare, era unitate de elită, artilerie, și mai niște niciun. Și acolo, cabinetul statului major, colonelul de serviciu, eu furierul de serviciu pe statul major, și noi de mine, soldat tere, fruntaș tere, da? Tere la tere, studenți, înainte, făceau și așa. Eram doi, puri cu pătrași. Și la un moment dat sună telefonul, nu ne vedeam pe ăla din birou, că era tot în geamnă ăsta, așa? La bune, la bătăția țară, așa. Nu vorbim așa ca parlament, dar nu mai la pensii din mâna mea. Și sună telefonul, jur, e. Și când aude de cineva telefon, zice, și o lipitoare de oraculare. S-a așezat la pe cea, i-a primit 5 minute de mine și acum începe jegosul în el. Fruntaș, pătrăș, și mai mare. Și trei soțul, făcând un profesor la bă, a dat telefonul ăsta, cum îl cheamă? Ăsta e ministrul la părere, nu mai știa, acolo la creștință. Sunt aici, cu alte care le evadează. V-am adus cărțile mele.
am adus de diferite generații, ca să aveți grijă de gradul 2, 3, să le citiți și să le procesați dumneavoastră interior. Și o să vedeți. Dacă efortul meu a fost cinstit sau necinstit. Important e ca în fabula aceea. În două cuși erau două păsări. Una bătrână mare și alta micuță. Și aia micuță zărea cu capul de grea. Și fulgi, sânge, pericioc și aia zice ce zărea cu capul de grea. Aici vom fi până să fiu studiți. Deci nu e răbărat. Eu o să fiu liber și o să iubirești pe tine. Și într-o zi, poate eu duc un copil. Și am văzut sânge, fulgi și din mine la drumul. Apa strica mică și am dat și aia. Și aia mare după ce ești ai văzut că dacă a fost să dea libertatea, libertatea de cineva. Da, dar mai vezi sângele meu. Da. Vă mulțumesc. Doamne ajută! Doamne ajută! Te mulțumim și domnul primar să vă dați această oportunitate și să stați alături. În curând o să fac o școală la Buzău. Vă aștept. Doamne ajută!